Uitați-vă, mă, acolo. Tatăl meu și amanta lui. Ce faci, mă, aici? Lia! Cum, Lia? Ce cauți aici? Ce caut aici? Fii aici, e casa mea! Ia uite, bă, ce lejerie sexy poartă mama pentru cine? Că pentru tata, sigur nu. A tinerit mâta, mă, să mor eu. Bă, n-are cum, bă! Mamă, dar ce bună e! Eu nu vreau ca băiatul tău să își bage coada și să ne afecteze nouă relația. Dezbragă-te tu în fundul gol, filmează de pe tine, dar nu mai filma, nu mai da din casă, mă, că m-am săturat! Let's go! Opa! Vorba lui Sanca, tot acasă ești în region. Băi, da! Ia uzi! Hop! Vrei să ieși în evidență? Hai, mă, tată, vorbește cu Fanny. Ce, n-am ce să vorbesc cu Fanny, întâi sunt la servici, da? Băi, mi-a crescut contul la 17.000, sunteți nebun. Ia uzi, 17.000. Cine te-a văzut, te-a făcut vedetă. Acum, ce să-ți fac dacă n-ai fost atentă? Lasă să te afecteze faptul, că meriți. Ăsta e ultimul live pe care îl fac și nu faceți ca mine. Dacă tot ne-am adunat aici, mi-aș dori să dăm cărțile pe față. Educația este un proces continuu și susținut prin care se transmite celor tineri din cunoașterea adulților, la rândul lor formați de școală și de experiența anilor. Iar copiii sunt oglinda părinților, așa spune o vorbă înțeleaptă, fie că place sau nu. Și de aceea copiii deveniți tineri sunt o realitate obiectivă care poate împlini un părinte sau nu. Vlad Tudose are 20 de ani, este student și nu muncește. În schimb, are nevoie de bani. Astfel că, din dorința de a fi în trend cu vremurile, el consideră că a găsit varianta de a face bani fără să lucreze, postând live orice iese în cale. Bineînțeles că părinții lui, Dragoș și Lia, nu îl susțin, ei fiind oameni responsabili cu servicii serioase și preocupați ca fiul lor să-și construiască o carieră și un drum în viață. Dar deocamdată, haideți să aflăm acum cu ce postări încearcă Vlad să facă senzație în mediul virtual. Camera conjugală! Și ăsta este patul matrimonial pentru bubuială. Ce ziceți, mă, acolo? Că vreți să deschid dulapul? La două distribuiri și 100 de trandafiri deschidem dulapul. Haideți să vedem toată lumea. Așa, bun, bun. Foarte bine, foarte bine. Distribuiți, distribuiți. Bun, 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 bine, hai. Vrei să-i vezi chiloții lui mama, bă, băi, băi, ce om. Ia să vedem noi ce avem noi aici în dulap. Am 20 de ani, sunt student, dar n-am loc de muncă. Și trebuie să fac și eu bani cumva, nu? Și fac din asta pentru că asta face toată lumea. Ha, nu-i nimic aici în dulapul ăsta. Să o buzunărim un pic pe mama. Nimic. Dar aici avem ceva? Nimic. Asta e. Haide, dacă mi-ați dat trandafiri, mi-ați dat distribuirile, ce să facem? Scoatem frumos gentuța asta. Și uite, bă, ce e mama aici, mă. Băi, ești nebun. Băi, eu credeam că mama nu se mai atinge de el, mă. Ia uite, mă, frate. Ia uite. Ai mei nu prea sunt de acord cu mine și nici n-au cum. Dacă când o să vadă că o să-mi vină banii de acolo, o să fie ca niște personaje așa pentru mine. Ia uite, bă, ce lejerie sexy poartă mama pentru cine? Că pentru tata, sigur nu. Ia să vedem ce mai e pe aici. Băi, lasă-mă. Băi, mamă, mă, și în casă te porți numai în halat. Astea nu sunt pentru tata. Nu, nu. Dar avem și o soală de-asta. Na, mai moartea pasiunea așa după florile astea după ea. Așa, ce mai avem pe aici? A, uite, mă, că am zis eu mai devreme, dar acum am găsit moartea pasiunii. Asta, dragii mei, se numește
moartea pasiunii. Priviți-o, distribuiți, dați trandafiri, dați cadouri. Dacă sunteți curioși ce se mai află în această minunată gentuță. Vlad, ce faci aici? Ce să fac, mă? Ce faci aici? Îți filmez chiloții. Cum așa ai ajuns? Închide imediat telefonul. De ce, măi, mamă, ce ai? Închide ce am făcut? Ți-l arunc pe geam, am săturat să filmez, să mă filmez mereu, mă oprește cu neapărat. Hai, mă, zi și tu bună la cameră. Uite, mamă, zi și tu ceva. Închide-l că ți-l arunc, n-au gust să-l închizi. Stai, gata, că-l închid, îl închid. Ți-l arunc, nu ți-e rușine în halul ăsta, ai ajuns, ai întrecut orice limită. Vlad e singurul meu copil, dar m-a înnebunit cu ce face. Mi-a scos peri albe. Filmează orice, dar orice, orice fac, a ajuns să filmeze și lingeria intimă. Cât arăți mai mult, cu atât faci mai mulți bani. Și dacă eram fată, făceam și mai mult, că știu ce s-arăt. Vrei să ieși în evidență? Învață, pune mâna pe carte, ia și tu o bursă. Hai, mă, mamă, termină cu prostiile nu astea. Așa, păi, mama, o grămadă, o mama, grămadă de timp pierd în loc să fac și eu. Asta e o tâmpenie, mă, asta nu e o sursă sigură de venit. Cum să nu fie sursă de venit? Păi eu ce păi, băiatule, fac acolo? Păi, băiatule, chiar nu ți-e rușine, mă, să umbli lingeria mea, mă, măcar dacă ai fi fată, dar ești băiat, chiar nu ți-e un pic de jenă? Am ajuns să-mi pui chiloții pe toane, pe net, mă, în halul ăsta am ajuns, mă, ce copil am crescut. Mai îți vine să și rânjești, nu? Păi da, că mă uit la tine ce așa, că alții fac mine? Mai rău, aleargă în fundul gol pe stradă, bagă capul în WC și tu te iei de mine. Ăia cu care te iei prostii în cap să câștigați bani așa repede peste noapte, nu să vă îmbogățiți, așa credeți voi că vă îmbogățiți, mă? Păi da, ce are? Cum ce are? Păi dar nu sunt atâția care au făcut așa și au făcut bani, eu de ce să cum, nu ce pot? Filmam chiloții, ce făceam atât de rău? Care? Ce bani au? O grămadă de bani au făcut așa. Băi, băiatule, dezbracă-te tu în fundul gol, filmează de pe tine, dar nu mai filma, nu mai da din casă, mă, că m-am săturat. Am înțeles, a filmat o dată, de două ori, dar a ajuns să o facă zilnic. Ne pune și pe mine și pe taică sunt într-o situație umilitoare. Ca să ai cât mai mulți urmăritori și să faci cât mai mulți bani pe live, trebuie să faci chestii cât mai spectaculoase, cât mai inedite. Și până la urmă, să arăt dormitorul al ormei, eu zic că e ceva destul de wow așa pentru unii. Ce te uiți așa la mine? Când nu vine știu să de dau ce cu exagerez de aia, m-am săturat, pune mâna, uite, eu mă duc la muncă, mă scol la 6 dimineața, vin seara, vai de capul meu și stau și râneți după voi. Și așa tu? Și crezi că e bine? Cum? Păi ți se pare că câștigi păi așa de mult, de mă înveți același lucru? Să urmezi o școală, să te angajezi, să te căsătorești, să-ți faci o da, familie, păi nu asta. Mă pui să fac exact același lucru ca să n-am bani niciodată, dar că mereu vă au că n-aveți bani. Păi mereu mâine, vă au mâine, cine știe ce mizerii faci? Ce mare lucru făceam? Chiloții mei pe internet, mâine cine știe ce mai faci? Mamă, dar sub pereche de chiloți găsești la magazin dacă vrei, te uiți la ei, mare chestie că i-am filmat pe ăștia sau... Chiar nu-ți dai seama, mă, ce faci, mă? Păi mă umilești față de lume, te umilești, dar nu ți-e mamă, un pic că de jenă, chiloți, nu poartă toată lumea chiloți. Păi și cum o să-mi filmez chiloții? Doamne păi, ferici! Cum o să-mi filmez, mă, chiloții, mă? Cum să-mi filmez chiloții, mă? Lasă-mă în pace, gata. Lasă. Pe taxu l-a filmat pe WC. Cum să faci așa ceva? Dacă nu pun piciorul în prag, se alege praful și de viitorul lui, dar și de casa noastră. Ce pretenții s-am de la mama? Niciuna. Bine că n-are niciun cont, că mă dădea afară din casă. Normal ca Lia să fie revoltată de comportamentul fiului ei. Practic i-a fost invadată intimitatea. Și fie vorba între noi, Vlad, ce găsești spectaculos în prezentarea unor desuri? Ei, așa da! Îmbrăcat elegant și îngrijit, Vlad arată foarte bine și sperăm să se concentreze mai mult pe studiu. Deci presupunem că acum el se află la universitate, nu? Vă salut, lupii mei! Uite, sunt aici la tata, la birou. După cum v-am spus, acum trebuie să-i cer bănuții. Urați-mi succes, pentru că în această clădire se află un mare boss, un stăpân, un om de cea mai mare valoare. Deci șeful la tot ce vedeți pe aici, fiecare plantă, fiecare zugrăveală, fiecare bucățică de faianță, de gresie, de ce vreți voi, este făcută de el și numai de el și de banii lui. Acum mă duc să-i cer niște bănuți pentru frumosul meu și dragul meu monitor. Voi vreau să-mi urați succes pentru că știți că pentru voi fac toate astea. Vă pup, haideți să intrăm peste el.
mă filmează acasă, mă filmează când sunt în baie, mă filmează când mănânc, când beau o bere, dar nu mă așteptam să vină și la servici. Mă contactați dumneavoastră? Și acum sau... intrăm la șmecherul, barosanul, stăpânul. Bine, haideți că vorbim... Tata, vorbim, ce faci, da? Tătuțule? Băi, ce faci, hă? Măi, termină-te. Ce faci, tata? Uitați, el este tata aici la birou. Tot ce vedeți aici, băi, termină-te cu prostiile astea. Geamuri, draperii, clădiri. Alo. Care înconjoară pe aici. Toate, absolut toate. Alo. Sunt ale lui. Băi, ce înțelege? Se întâmplă aici? Te rog eu frumos, termină-te. Sunt la servici. Tata, salută fan. Băi, termină-te cu prostiile astea, ce faci să salut? Salută-i, mă, salută oamenii. Băi, lasă-mă, te rog eu frumos, închide telefonul. Hai, mă, băi, măi, tata. Băi, ai ajuns? Băi, te rog eu frumos, mă aud colegii, șeful. Care-i păi treaba? Și ce dacă, băi, tu ești șeful, asta le prezentam, păi, la oameni. Șeful meu, sunt, păi fi și eu șef, dar am colegi. Ești șeful, ești stăpânul aici, cine, dai socoteală la cineva, nu dă socoteală. Băi, te rog eu frumos, deci vă rog eu frumos, te rog frumos. Uite, băi, să... băi, te rog, băi, termină cu semănăm? Ia ziceți. Băi, termină cu... Mama a umblat aiurea sau? Băi, te rog eu frumos. Încerc să tot îi explic și el văd că nu înțelege. Banii se fac prin muncă, nu prin prosteală de asta. Asta o face acum și trece, dar o să crească mare, o să ajungă la bătrâneți. Trebuie să muncească. Hai, mă, tată, vorbește cu fanii. Ce, n-am ce să vorbesc cu fanii, trebuie să sunt la servici, da? Ce, n-am ce, ce să vorbesc. Te rog frumos, închide telefonul și hai să discutăm. Dar de ce e oare tata așa de recalcitrant? Asta mă întreb, oare mama mea nu l-a bucurat aseară pe domnul, băi, tata? Băi, termină prostiile astea, mă. Băi, te rog eu frumos. Ce, vrei să mă faci de râs? Termină și închide, te rog frumos. Acum l-ai fost. Hai, mă, tată, mai spune-le, uite, dacă le spui ceva frumos la fan, ce părere ai tu despre această aplicație? Mă, chiar vrei să mă risc să dau afară? Te rog frumos, haide, închide și discutăm ce ai de discutat, da? Mă, hai că nu mă înțeleg cu el. O să închid acum, urați-mi succes că voi știți de ce am venit aici. I-am făcut toate poftele. Ce mi-a cerut, aia am cumpărat. Dar exagerează, el crede că sunt milionar. Am doar 4.000 de lei pe lună. Ia zi, care-i treaba? Mă, uite, chiar de asta am venit aici. Uite, vreau să zic ceva, tată. Ia zi. Știi că era monitorul ăla șmecher la 8.000 de lei, care îmi plăcea mie mult de tot. L-am găsit la reducere, doar 6.500, și am venit, băi, să fie niște... Băi, tăină-te, mă, tu ai îndrăznit să vii să încerci mie 6.500 de lei? De păi ce? Adică monitorul ăla costă mai mult decât câștig eu, tu știi că nu câștig atâția bani. Ai, mă, tată, mă, păi tu ești șef degeaba, nu faci niciun ban. Păi aici. Eu fi eu șef, dar nu am banii ăștia. Ce fel de șef e ăla care nu poate să scoată 6.500 din buzunar? Băi, ți-am cumpărat calculator, ultimul răgnet, placă video, ți-am luat tot felul de device-uri, ți-am luat volan, ți-am luat ce ai vrut tu, telefoane. Băi, deci e chiar imposibil. Gândește-te, avem datorii cu casă, trebuie să-ți dau și ție. N-am, da, de unde să-ți dau. Mă, zici că ești mama, pe bune. Ai început cu datoriile, cu problemele. Ăsta ți-l mai cer și eu, că am nevoie pentru jocuri. Păi dacă eram fată, mamă, îl bombardam, numai parfumuri, numai machiaje. Cheltuiam, cred că, de 5 ori mai mult. Ultimul model de telefon întotdeauna. Păi ce vorbim? Să zică mersi că sunt băiat. El nu înțelege. Viața este grea. S-au scumpit toate. Cred că este irresponsabil. El vrea un monitor de 6.500 de lei. Nu am de unde să-i dau banii aceștia. Am și o nevoie de aparatură, de alea, să păi, am și acolo în casă. Nu ți-e suficient? Descurcă-te cu ce ți-am luat. Nu am păi cum. N-am cum, că miros a sărac dacă intru cu alea, că vede. Auzi? Că, bă, uite, n-are monitor, n-are, știi, și te critică când intri pe site-ul. Știi care e problema? Ai 20 de ani, în loc să vii să te angajezi, uite, vin și te angajezi aici, uite, vii și muncești aici cu mine. Și faci bani, eu n-am de unde să-ți dau banii ăștia. Pentru că să mă trezesc eu la 6 dimineața. Să vin să stau aici înțepenit pe scaun 8 ore, pentru ce bani? Păi uite, faci bani. Păi eu fac mai mult pe live-urile astea. Într-o săptămână de live-uri am mai mult decât un salariu care îl dai aici la început. Hai, mă, tată, mă, termină-te că nu se mai fac așa banii, mă, în perioada asta. Păi da, dar crede-mă 2023. Crede-mă că nici eu nu am posibilitatea. Oricum, ce ți-am luat până acum, am făcut sacrificii mari, că în același timp a trebuit să vă și întrețin și casa și pe mine și pe maică-ta, deci nu pot. O să schimb foaia cu el, pentru că a venit momentul să-mi văd și eu de viața mea, nu numai de a lui, să-i fac toate poftele. Ce să mai? E chitră, zgârcioman. Tata a ajuns să fie chitră cu mine. Știi care este chestia? Uite, te rog frumos, acum terminăm discuția, du-te că am treabă, ia și tu 100 de lei și du-te cu prietenii, te rog eu frumos, ia banii ăștia, du-te cu prietenii, bea și tu o cafea, un suc și discutăm altă dată, da, te rog eu frumos. Nu mai pui și tu 100? Nu mai am, uite, ăștia sunt bani, mulțumește-te cu ei și... discutăm altă dată, da? Hai, te rog eu frumos, că am treabă, da? Îți dai seama dacă le zic acum fanilor mei
că mi-a dat 100 de lei și m-a dat afară. Mă fac de râs, n-am ce să fac, trebuie să-i mint. Hai. Bă, și mai gândește-te că n-am banii ăștia, să știi, n-am, nu știu, trebuie să facem altceva. De când nimic acum iau și poște, ce să fac? Bine, ai grijă și asta e situația, n-am ce să fac. Din păcate, ne-am înșelat. Vlad a venit la tatălui ca să-l facă de râs live. Măi, băiatule, decât să spui părintele într-o postură stânjenitoare, nu ar fi mai bine să muncești și să-ți termini studiile? Vlad a plecat dezamăgit de la firmă, doar pentru că nu-și poate surprinde urmăritorii, nici de cum pentru că tatălui este nemulțumit de el. El vrea să-și consume cumva energia și să uite de supărare, așa că apare la sală unde știe că îl așteaptă un prieten. Ai vă cu prietenii mei, am venit și eu la sală să mai pun câteva kilograme, cam 40 de kg ud, cum s-ar zice. Și mi-aștept și prietenul să vină, dar nu știu unde e, se pare că mai întârzie el așa un pic. Oh, ce faci aici, bă, fratelu? Oh. Te-ai băgat să tragi de picioarele astea, de stinghiile astea frumoase. Mie, salută prietenii mei aici. Salut, live. Salut. Da, închide live-ul că n-am. De ce, mă, ce ți-a întârziat tramvaiul de a făcut pană sau ce s-a întâmplat? Nu, mă, pe bune, închide și tu live. De ce, mă, uite, hai de salută și tu cu toată lumea aici. Bă, dar pot să stau de vorbă cu tine ca omul fără să ha, mă, salută un pic aici, uite, pe bune. Salută și tu un pic lumea. Du-te, mă, de aici cu live-ul tău, n-auzi, vreau să stau și eu de vorbă cu tine, închide live-ul ăla. Eu și Vlad ne înțelegem super bine, mai ales că avem pasiuni comune. Iar ceea ce facem noi este un stil de viață. Mă, bă, ați nebunit toți, bă, frate, cu aplicația asta, bă, m-ați omorât cu ea, bă, frate, mă. Bă, nu mai pun live, bă, toată lumea pe live. Live, live, păi suntem da, așa toți să live. Fac, frate, așa e în ziua, da, păi live, și câți live, bani ai făcut? Băgăm și noi $5, cât ai făcut? Un pic de sală. Ia, uite, mă, a venit asta? Și ăsta, mă, mâncați. Ce-o vezi, bă, ce mai făce? Bă, bă, luați-l de mână. Ia, uite-l, bă, și ăsta e pe live, bă, n-am scăpat, mă, nu pot să cred, mă. Ia, bă, ce zici, să rămână, zi bună ziua, bă, la lumea. Bă, abia ce am vorbit cu ăsta să închidă live-ul, aia a apărut și tu acum. Ia, bă, mă scuzați că am întârziat, nu știu, cam cât am întârziat. Ce? Am întârziat, cam câte mii am întârziat. Bă, tu nu trebuia să-l pornești, mă, frate. Ți-l am atac. Auzi, nu te supăra. Așa. Auzi, l-au atac, bă, ascultă-mă un pic, l-au atac tu, că tu știu ce că tata te-a luat. Stai tata un pic, nimic, te duce atac tu până Dubai, ai fost până toată Europa numai din cauza lui, cred că l-ai luat tot în banii lui, că din banii tăi, ce în zice niciun asta, caz. Mă, că eu sunt întreținut, bă, băiatule, eu fac bani. Păi ești și te ținut, mă. Fac bani din... Că m-a dus tata, a fost altceva, dar acum e altă viață, măi. Bă, m-a păi te-a dus, te-a dus, recunoști. M-a dus, dar asta înseamnă că mă duce toată viața. Tot de el e cumpărat, nu e cumpărat de mine, boss, e achiziție proprie. Da, și e fluit, tot de el cumpărat. Recunosc, nici eu nu-ți, nici Mădălin nu sunt de nasul meu. Dar m-am apropiat și eu de ei ca să-mi fie bine. Este adevărat, provin dintr-o familie înstărită. Dar ce-mi dau ei, eu triplez. Ha, mă, bă, recunoaște pe bune că ți l-a cumpărat tactul și gata, facem pace și nu ne mai... Ha, mă, bă, termină-te cu asta, că n-am nicio... E invidios, mă, e invidios, mă. Ăsta de ce nu zice, mă, nimica? Ia, uite, uite, vezi, el n-are nimic de spus, păi că știe. Păi n-are, că omul e, nu știu, e cu o față în pământ și una în cer, nu știu ce are. Ce ai pățit, mă? Ți-ai luat mânușile, ți-ai luat apa la tine, ce ai? Ți-ai pățit ceva? Da, bă-l găsesc pe ăsta pe ți-a live. Ți-a venit monitorul stricat, ce ai? Abia l-am convins să închidă live-ul ăla și ai apărut și tu tot pe live. Ce vrei, mă, dacă eu fac bani, dacă ești prost? Eu fac bani și când dorm. Las live-ul deschis și fac... Tu de ce intri, mă, că tu faci $5, mă? Tu de ce intri? Ce, bă, du-te, lasă-mă, lasă-mă. Vrei să pun blițul ca să vezi? Că am văzut destul talent și eu oricum nu mă oftic. Dacă era din banii tăi, era altceva, da? Știu că e din banii lui. Știu că-ți dăm banii lui Tactu și n-are sens ia uite-o. Să mă... Stai, stai că-ți arăt. Nu, nu mai mi-a arătat, te rog eu frumos. Da, așa, setări, sold. Câte mii? Mm-hmm. Da, mă, bine, poți să dispar. A, acum că ai văzut câte zero-uri, nu mai. Bă, dar se poate, mă, să închide și voi live-ul ăla. Nu-ți plac zero-urile? Ba da, mă, frate, îmi plac, oprește live-ul tău. Da, mă, de ce, mă, las frate, hai să-l închidem, gata, hai să-l închidem, că bă, nu am văzut. E supărat. Mă rog de voi, zici tu la revedere, vă pupăm. Hai, pa! Mădălin. Păi Mădălin normal care are urmăritori, își postează vila de lux, casa, baia, totul la el e lux, lumea stă să se uite și dacă merge la baie. Normal, el face bani. Eu nu înțeleg de unde a ta dezamăgirea pe capul lui. Dacă ar face alte chestii mai amuzante, mai șocante, ar câștiga mult mai bine. Păi am filmat-o pe Gagi când mi-am în duș. Era în duș, era geamul frumos așa. Tu știi câți bani mi-a adus clipul ăla? Da, mă, ți-a adus bani și-i pierdut-o pe ea. Da. E fost, Gagi, că mă repac, bă, altă. Mă, ce, nu poate să mai vină alta? Fiecare găgică câte un clip, câte un clip, câte un clip. Uite așa, așa băiatul, își ia băiatul casă. Uite ce? Da? Băiat ingenios, ce să zic. Da, mă, nu, nu.
Nu merge chiar așa la mine. Mai ales că sunt supărat și cu tata m-a certat asta. Dar de ce? Iar ăsta supără, mă, mă, hățiși, eu nu pot pe ăsta. Ce, ți-a venit monitorul ăla? Ți-a venit nu, defect? Rog eu frumos, nu, cred că i-a venit monitorul. De ce, mă? Păi nu ți-a mai luat monitor? Nu l-a luat încă. De ce? Încă? Încă când? Da, ți-l ia măcar? Hai, mă, lăsați-mă. Voi v-ați spus acum amândoi, v-ați făcut grupușor să mă luați pe nu, mă, știi că suntem tovarăși. Dacă voi facem cheta, stilul meu. Dacă glumim și noi. Ce bă, fă live-uri, mă, fă live-uri. Vă plângeți de atâția de bani. Ai și tu bani la tine măcar? Vlad s-a băgat singur în seamă. Nu e de nasul nostru. Dar, na, trebuie să mai avem și de cine să facem mișto. Știu că sunt sărac. El mă umilește cu fiecare ocazie. Dar eu chiar îmi doresc să nu mai fiu sărac. Ce să știu? Oh. A luat alocația băiatul. Da, mă, bă, lasă-mă, da, mă, frate. Fichea. Ia că face clip. Da. Ce face asta, mă? Da, așa că bă, te rog eu frumos, termină-te cu asta. Ia uitați, mă, are bănuți de buzunar, mă, bă, ești chiar resimțit, mă, lasă-mă în pace, frate. Da, mă, așa că... Nu mai am treabă cu voi, mă. Îți mai dau un milion să-ți iei cablul la monitor? Măcar cu cablul să rămâi. Te-ai supărat, bă, supărăciosule, stai, mă, așa. Asta e nebunia și așa se fac banii. Să fii la extreme, ori bogat, ori sărac. Că dacă ești pe la mijloc, nimeni nu te bagă în seamă. De necrezut ce auzim. Pe Vlad îl enervează prietenii că sunt live? Asta este ceva nou. Spre deosebire de Vlad, prietenii lui provin din familii cu potențial financiar. Se pot lăuda constant în online cu lucruri noi și scumpe care atrag multe vizualizări. Se pare că înțelegem acum de ce tânărul nostru se simte complexat și nu vrea să fie mai prejos decât ei. Doar că, din păcate, nu toți suntem la fel și starea materială mai precară a lui Vlad a ajuns motiv de batjocură chiar și în mediul virtual, ceea ce nu este bine deloc. Păi da, deci cum să nu, o să ajung și eu, normal, da. Păi dacă e în cazul în care întârzi un pic, începeți ședința cu mine, fără mine, da? Vă rog eu frumos, dar nu e nicio problemă, da? Băi, salut, băi, ce tată! Mă, băi, 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 termină-te cu prostiile astea! Băi, Lia! Uitați-vă la el! Băi, Lia, ia vină mă coace! Uitați-vă la el băi, cum arată! Băi, deci ți-am zis că deja treci măsura, da? Băi, dacă... Lia, poți să vii un pic, dar uite ce-a făcut ăsta aici! Uită-te la el! Am mai văzut schema asta și știu că aduce foarte mulți fani. Iar scandalul aduce și mai mulți. Eu înțeleg foamea asta de bani. E tânăr, e vrea multe, dar e prea de tot. Mamă, deci, ce mai am și ședința, poate să ce să mă, mă, te pup, Alexandru. Te pup, Alexandru, mersi frumos, Alex. Mă, termină, stai. Mă, termină, mă, iar... Iar te ții, mă, iar că-ți dau... Ce ai, mă, mamă, stai așa, stai, mă, băi, bă, trebuie să închid, ți-l închid. Ți-l grăb, mă, ți-l grăb în două, ia-ți, băi. De azi înainte n-o să mai vadă de la mine una de un leu. Cu mine a terminat. Dacă ăsta face așa ceva, mâine, poimine, cine știe ce mai face? Se apucă de furat. Cine știe ce poate să facă pentru bani? Băi, mamă, băi, mă. Băi, tu vezi, mă, ce e aici, mă? Făină! Eu mă chinui, mă duc și la serviciu, râneși și după voi și tu-ți bagi joc, mă, de noi, mă, și de casa asta. Mamă, mă, mă, e puțină făină acum, ce? Cum e puțină făină, mă, că am ajuns la limite, deci nu mai pot, nu mai pot să-ți îndur măgăriile. Da, am găsit pastă de dinți. Nu mai râde că mă enervez. Pastă de dinți pe clanța, la ușă. Cremă de pantofă, nu știu unde, toate lucrurile, păi noi ne-am chinuit să facem aici, bune, să... Mă duce capul. Dacă vorbesc frumos cu el, nu e bine. Dacă țip la el, iarăși nu e bine. Cum o dau, tot nu e bine. Eu încerc să găsesc o soluție. Cine curăță, mă? Băi, băi, ești chiar nesimțit, mă, nu, ia, mai, nu mai mamă, suport. Mamă, stai! Ah! Nu-ți mai suport, mamă, mările, bă, tu te-ai prostită. O să mă duc să spun că m-ai bătut, uite-te și tu ce am pe față. Ce copil am putut să fac, mă, tu nu ești în toate facultățile mintale, măi, băiatule. Măi, mamă, e ce doar puțină foi. Păi m-am săturat, mă, atâtea mizerii cât te-mi faci, mă, mânjești toate lucrurile prin casă, așa am ajuns mâine, pui mine, o să pui și rahat, mă, pe pereți, că e cool, e wow, ai tu urmăritor. Stai să vezi tu ce de urmăritor o să facă chestia asta. Ce-am mai zis, pune mâna și pe carte. Și câți bani o să facă chestia asta. Unde cu burta zice, pe carte? Să eu... fac ce cu burta pe carte? Măi, mamă, măi. Ce ai, mă, dar tu nu te uiți la tine, mă, uit la tine că îmi zici, eu zic că vreau să fac rost de bani și tu zici să mă pun cu burta pe carte. Păi așa nu faci rost de bani, mă.
Du-te, mă, și lucrează cu jumătate de normă, mă. Du-te, mă, și lucrează două ore. Du-te, mă, vânzător. Ai nevoie de bani, auzi, de bani. Ai nevoie de bani, da. Ai nevoie de bani, păi așa faci tu, mă, bani. Dacă tata mi-ar fi oferit ce i-am cerut de la început, nu se mai ajungea aici. Dar așa, trebuie să muncesc singur pentru banii mei. O să vorbesc cu Dragoș, să facă cumva să-i cumpere ceea ce își dorește. Eu m-am dus la el să vorbesc cu el, că am și eu nevoie de monitorul ăla. Ce monitor, mă? Ce aveam monitor? Nevoie de un monitor. Am auzit că 65 de milioane, tu îți dai seama ce înseamnă pentru noi 65 de milioane, noi care câștigăm până în 4.000 de lei? Asta e o minciună. Ce deci minciună, nu, mă, asta ce... e o minciună. Uită-te în casa asta. Da, mă, uit. Spune-mi tu mie că tu ai dat din salariul tău de 4.000 de lei salariul. Bă, dar nu știi că avem credite, mă, suntem datori vânduți, măi, luat. Copilule, deci, mă, facem credite, dăm rată la bancă, mă, ca să-ți asigurăm ție că n-am mai mulți copii decât pe tine. Cui rămân, mă, toate astea, nu ție, mă, de ce faci, mă, mizerii de-astea, mă, noi ne sacrificăm să-ți facem confort, să-ți facem... Acum avem monitoare de nu știu câte de milioane, păi ce suntem noi mandatari, suntem ca părinții la băia cu care umpli tu, mă? Și mai sufla făina asta, pune mâna și fă curățenie. Pune mâna. Uite, cu alea, pune mâna. Ia mătura, ia fărașul, ia mopul și pune mâna și fă curățenie, că eu nu mai curăț. Așa să stai ca la porci să stai. Eu sunt un om foarte meticulos. Vreau să fie totul la linie. Iar el vine și strică tot. Nu te uite așa la mine, n-auzi? Pune mâna, că nu m-ai făcut gata, după gata, mine. Pune mâna gata, și fă. Gata, gata, o da? Să fac. Dar să știi că am făcut chestia asta. Așa? Pentru că voi niciodată nu vă dați deloc interesul pentru mine. Cum și mă întotdeauna, și întotdeauna când eu vreau ceva, a, nu contează, a, e neimportant. Și eu asta fac. Eu fac bonus pentru ceea ce îmi trebuie. Eu asta făceam aici. Eu făceam bani pentru lucrurile care le vreau să nu vă mai cer vouă. Voi mă refuzați, trebuie să fac rost de bani cumva. Așa se fac bani acum, doamne, ce să-ți fac? Sunt copchii ăștia în ziua de azi, așa se fac bani acum. Frate. În 2023 așa se fac bani, ce vrei să-ți fac? Nu știu de ce mă iau așa la rost. Că eu nu sunt un copil rău. Dar pot să fiu dacă vreau. Pune mâna și strânge că eu nu mai strâng. M-am săturat să fiu sluga voastră. Pune mâna și strânge și să nu te mai aud cu inepțiile astea. Cu făcutul bani din tâmpeniile astea. S-au întors grupul turmentaților, ce faceți, mă, băieți? Ia uitați ce pagubă frumoasă și sănătoasă am făcut aici. Acum, ce să zic, nu vă mint. M-a pus mama să strâng, da? Asta e, strângem s-a meritat și tortura lui tata continuă până mi-a monitorul. V-am pupat, scuze că am închis brusc, n-aveam ce să fac. Hai. Deși Vlad a reușit să o aducă pe maică-sa în culmea disperării, cumva el devine simpatic și în același timp ne înduioșează prin felul în care vrea să pară nevinovat. Plecat de acasă, am pornit și noi pe urmele lui Dragoș și, ce să vezi, nici vorbă de vreo ședință. El își face apariția la piscină, unde... Scuză-mă! În sfârșit! Scuză-mă, te rog eu frumos! Scuză-mă! Iartă-mă! Bine, ce să fac? Uite, te aștept de... Cred că sunt 45 de minute? Păi, haide să spun ce s-a întâmplat. Știi pe filmul ăla nebun cu life-urile lui? Știi ce mi-a făcut, dragă? Bă, nu știu ce naiba, că vrea să facă view-uri, ceva de genul ăsta. Bă, și mi-a pus o capcană când am deschis dulapul. Bă, am trezit cu făină pe mine. Știu că Dragoș este căsătorit, dar pe mine nu mă interesează. Atâta timp cât am un interes la el, lucrurile merg bine. Eu nu vreau ca băiatul tău să își bage coada și să ne afecteze nouă relația. Păi... Uite, de exemplu, pentru mine asta cu punctualitatea e o problemă. Ai înțeles? Eu vreau ca partenerul meu să fie punctual. Acum asta... Te aștept, jur, deci după ceas, cred că te aștept de 45 de minute. Hai mă, se mai întâmplă. Îți dai seama că n-am făcut-o intenționat și oricum ești într-un loc minunat. Văd că te distrai, să făceai poze. Sunt că într-un ești loc minunat, însă frumoasă, nu-mi place simpatică. Când te comporți așa. Eu vreau să fiu prioritar în viața ta. Eu vreau să ții la mine și să ții cont de nevoile mele. Trebuie să-mi fac și eu viața din când în când. Să mă eliberez de stresul și nervii pe care mi-i face fimiu. Recunosc. Și eu sunt într-o relație. Dar dacă al meu este mereu plecat, acum ce să fac? Sunt prins între ciocan și ticovală, dar îți promit că ți-am zis astăzi o să mă ocup de tine și o să încerc să îți fac toate... Da, dar eu nu vreau să te ocup de mine doar astăzi. Am înțeles că ești însurat, am înțeles toată situația asta dintre noi de la bun început. Da. Însă nici să mă neglijez de așa, iubitule, nu-mi place. Mă, nu mai fi supărat-o. Eu cu Maria am o aventură și ea știe foarte clar că doar atât îmi doresc.
Dragoș nu este bărbatul pe care eu mi-l doresc cu adevărat. Dar mă mulțumește el pe altă parte. Pentru că m-ai supărat astăzi și m-ai supărat foarte, foarte tare. Da. Foarte tare m-ai supărat. Te cred. Vreau astăzi să mergem la masaj. Da. Vreau să mergem la cumpărături. Da. Vreau să mergem și la restaurantul ăla șmecher de la etajul 19, parcă. Da, exact. M-ai învățat tu să merg acolo și să mănânc cele mai bune paste. Știu că îți plac pastele. Așa? Cele. Și ne mai gândim pe parcurs ce mai facem. Astăzi toată ziua vreau să o ai pentru mine. Okay. Asta pentru că ai fost obraznic și că m-ai supărat, da? Așa va să zică Dragoș. Ai o amantă și nu una oarecare, ci una plină de pretenții și ghidată doar de interese financiare. Ce surprinde neplăcut la Maria este că se află într-o relație și, cu toate acestea, în absența iubitului, își permite să fie infidelă, cât despre Dragoș nici nu mai încape în discuție felul în care își trădează soția. Așadar, iată cum acești amanți își bat joc de cei dragi lor pentru o relație cu beneficii. Cu videoclipurile tale nu faci niciun ban, absolut niciun ban, da? Tu ai vrut așa, așa că dacă tu vrei să mă cumperi, măcar să mă cumperi scump, nu ieftin. Uitați aici unde s-au strâns bănuții, s-au adunat grămadă și uite ce aici, frumuseți. Deci eu nu cred așa ceva, nu cred așa ceva, cineva ne-a văzut și ne-a pus pe net, înțelegi? Îți dă lumea provocare să te duci peste ei. Deci dacă mai vrei să fii băiatul meu, te rog eu, șterge filmarea aia. Crezi că nu știu ce faci, mă? Dacă al meu vede filmarea asta, s-a terminat. Băi, nu pot să cred, bă, haideți că mă duc după ei, da? Lui Vlad i-a trecut supărarea și iată-l din nou în compania lui Mădălin și a lui Ionuț, de data aceasta la piscină, unde tânărul nostru are parte de o surpriză neplăcută, ce-i drept. Hai, dați distribuire, hai să ne mulțim. Puțin să începem? Da. De acolo, pe live. Bă, ăla nu-i tactul, mă. Bă, nu cred. Și aia nu e măta, ce crezi? Am tinerit mâta, mă, să muriu! Bă, n-are cum, mă, bă! Mamă, dar ce bună e! Bă, cred că are în jur de maxim bă, orice zi. Bă, stai, mă, așa, stai așa! Dați tap-tap, că vedeți bomba secolului, sunteți nebun! Acum am înțeles mai multe. De ce nu vrea să-mi dea bani? De ce se ceartă cu mama? De ce nu dă pe acasă? O moare amantă! Deci aia e clar, că e o piție care se uită numai la bani. Că altfel n-ar fi stat cu un om care are 50 de ani. Bă, tu ce faci? Băi, frate, bă, ce faci? Băi, Vlad, tu n-ai învățat nimica din atâta lucru. Te plângeai de ce am atâția urmăritori? Păi da, mă, dar vreau urmăritori și nu face nimica. Păi de acolo urmăritori, cum ne așteaptă. Băi, tu știi ce e tactul acolo? Cu aia? Mină de aur, bă, fraiere, mină de aur. Termină-te, frate, cu telefonul. Bă, mină de aur, n-îmbogățim, nu mai fiți proști. Băi, termină-te cu telefonul. Tu n-ai telefonul, mă, familia, lasă mina de aur, tu n-auzi. Îi faci să se despartă pe mama și pe tata, ești nebun cu prostiile astea. Ce să distrug, bă, uite, cum face pe Salvamorul, ia uite acolo. E deja distrusă, ce vrei? Ce să mai distrugi mai mult de atâta? Dacă află mama de treaba asta, clar nu o să-l ierte. Și nici eu n-ar trebui să-l iert pentru ce-mi face. Tu, cu videoclipurile tale, nu faci niciun ban, absolut niciun ban, da? Uite, uite acolo, uite motiv Băi, de bani. Mai bă, tu crezi că dacă te așezi cu fundul Băi. Niște pionezi, porți chiloții lui Măta sau ce faci tu pe clipurile alea, tu crezi că faci bani? Băiatule, da, mă, live-ul, live-ul aduce bani, live-ul aduce bani. Ți-e ușor să vorbești cu familia ta acolo, da, e familia mea. Băi, dar nu mai dă grabă să-ți decarteze tactul niște bănuți, decât să spargă banii cu aia. Bă, ascultă-mă un pic, du-te, bă, mai bine du-te și prinde-l acum că te-ai aici, uite-te ce faci, du-te după el mai bine decât să cu live-ul pe TikTok, du-te după el. Ia. Du-te după el mai bine, du-te. Ia. E foca la mare. Ascultă, bă, ăsta filmă. Du-te, bă, și prinde-l acum în flagrant că te cu femeia. Bă, femeia asta, nu e ăsta ce mai mine. Ia, oprește live-ul ăla că tu ai dreptate este. Du-te, eu spruz, nu fac și eu bani. Losul că așa, mă, așa, bravo, că n-ai stat degeaba. Bă, uite, mă, sunt și eu cu băieții frumos. Mergem și noi frumos. Da, stop, stop, da, stop, stop, și voi dați urmărit. Și uite-te și tu. Pe cine avem noi aici? Pe cine văd eu aici? Mi-e milă de mamă, dar n-am ce să fac.
Acum, dacă nu-l postez eu, îl postează Mihai. Și mă face de râs și mai rău. El are și mai mulți urmăritori. Uitați-vă aici, prietenii mei. Dați tap tap, frate. Dați tap tap să ajungă live-ul ăsta. Dați share, dați distribuire, uitați. Dați share, dați distribuire. Uitați-vă și voi, frate. Auzi, Vlade. Vlade, la cât te-am învățat. Nu ne faci și nouă cunoștință cu măta după aia. Cu asta, da. Mă apuc și eu până la urmă, Doamne. Ia, uite-mă, frate. Că ești. Uite-te. Hai, m-aș duce și eu cu ea canapa acolo, ești nebun. Eu în locul lui Vlad m-aș da bine pe lângă ea, că poate o iau și o tură. Că asta e până la urmă pentru noi, nu pentru oameni de 50 de ani. Băi, mi-a crescut contul la 17.000, sunteți nebun. Ia uite, 17.000. Dă noroc de tactă, mă, mâncaia și-o gura lui. Chiar că noroc cu taxă. Ia uite și la ăsta, Cristian. Bă, nu mai pot, mă, nu mai pot. Dar uite ce-mi crește și mie. Mamă, ce-a făcut pe peștele. Ia uite, delfinașul, mă, mâncaș. Ia uite, uite, îndă lumea trandafir deja. Băi, așa să fie, bă. Bagă-o în apă, mă, trage-o în apă, trage-o în apă, așa. Trage-o în apă. Dacă ăștia se despart, o caut, văd cine e, văd care e viața ei și o scot la o cafea. La o tură mică. Îți dă lumea provocare să te duci peste ei? Păi nu știu, să mă duc, tu ce zici? Nu știu, Gogule, e riscat. Bă, bă, dar nu mai dă grabă, auziți? Auziți? Da, stop, stop. Și nu mai dă grabă. El o să-l urmărească. Pătați-o mereu și punem direct live ca să vă facem acolo multe clipuri. Da, stop, stop, da, stop, stop. Cum la urmim pe asta? Viața secretă a lui tata? Bravo, bravo, bă, și faci bani! Episodul 1, episodul 2! Facem un serial la frumos mecheri. Da, și faci bani. De ce să-ți faci bani pe un clip? Faci bani pe 100 de clipuri. Ce să facem, oameni buni, necazul meu, comedia la alții? Da, stop, stop, da, stop, clipul, da. Uite, bă, necazul meu, comedia lor. Până la urmă, Mihai nu zice deloc rău. Îl postez și după îl șantajez. Fac și o rost de bani, altfel de la el. Vezi, mă? Vezi cum ți-a ieșit în cale delfinul? Da, mă, m-am dat de mina de aur, uite lângă ei. Mina de aur are chelie, fii atent. Știi ce e tactă, mă? E peștișorul de aur, mă. Te-am bogățit, mă. Peștișorul de aur cu chelie. Cu sirena. Ia uite și sirena pe mal. Am ajuns să fiu râsul prietenilor mei. Pentru treaba asta nu o să-l ierbe tata. Și am să-l taxez rău de tot. Să vezi acum urmăritori. Bubuie, facem bani fără număr. Bietul Vlad a avut parte de șocul vieții lui și la îndemnul prietenilor o problemă serioasă de familie, iată că devine o știre de senzație în mediul virtual. Ce trist, mai ales că sub zâmbetul pe care îl afișează, Vlad este conștient de situația umilitoare în care se află. Iată, uită ce avem aici! Amanta lui Dragoș este la serviciu, fără nicio poftă de muncă, relaxată și preocupată doar de felul în care arată. Dar oare nu există niciun coleg care să observe comportamentul ei? Ce faci, dragă? Așa se lucrează? Neața și ție. Neața. Da, am luat o mică pauză. Da, o mică pauză. Păi, oricum am văzut că tu cam așa ești de 6 luni de când ești aici. Da, mi-am dat și eu seama ce hram porți. Cum adică? Că ești cu șeful, n-am vrut niciuna din noi să credem, dar până la urmă ne-am dat și noi seama. Toți de aici. Măi, Miruna, nu știu de ce ai venit cu gura mare la mine și cu ceartă și pusă pe harță, pentru că eu nu ți-am făcut nimic. Maria este colega mea de 6 luni. Și în 6 luni ea a crescut atât de repede cât am crescut eu în 3 ani aici. Miruna nu m-a suferit niciodată, dar să vină la mine cu asemenea acuzații, efectiv m-a șocat. Ok, pot accepta lucrurile astea, pot accepta că ai o zi mai proastă, însă cu speculații de genul ăsta s-ar putea să ne supărăm și nu vreau. Suntem colege, conviețuim aici la locul de muncă și nu cred că e cazul să mi bagi pe gât niște lucruri care sunt false. Maria, înțelegi? De false... Eu nu cred că sunt false, mai ales că acum avem și dovezi. Eu am văzut-o că e mai pe hi-hi, ha-ha cu șeful, mai o cafeluță, mai un prânz, pleacă cu el. Am bănuit eu ceva, dar nu am vrut să cred până nu am văzut. Nu înțeleg de ce ești supărată pe mine. Ok, dacă vrei și tu promovare, mergi și vorbește cu șeful și, nu știu, ridică-ți standardele, muncește mai mult. N-am nevoie, draga mea, dar întrebare. Tu ai intrat până acum pe caz? Nu am că ești, așa ceva. Ești vedetă. Cum adică sunt vedetă? Ești, vrei să-ți arăt? Ce să-mi arăți? Păi ce, nu ești asta tu? Nu ești asta tu cu șeful? Nu ești tu în costumul ăsta de baie leopard? Că așa arată. Și ăla clar e șeful. Măi, Miruna, tu m-ai urmărit? Nu?
Ăla nu e contul meu, poți să vezi foarte bine. La cât de mult ne-am ferit, tot s-a găsit cineva să ne filmeze. Și sigur Miruna e de vină. Invidia vorbește din ea. El însurat și cu copil, ea urmează să se mărite și își fac de cap împreună. Miruna, de unde ai așa ceva? L-am primit pe grup, de la colegi. Dar tu dacă nu stai pe grupul ăla, dacă tu ai ieșit după prima lună? Pentru că nu mă interesează aberațiile voastre și nepțile voastre, înțelegi? Chiar nu mă interesează ce se discută acolo. Vreau să știu de unde ai asta. Cine a trimis-o pe grup? Cineva de unde e? L-a văzut, te-a recunoscut, l-a recunoscut pe șeful și l-a trimis pe grup. Unii cu munca, alții cu distracția. Nu mai merge așa. În firma asta, bârfa e la putere. Când vine aia la muncă, cu ce se îmbracă, ce mănâncă, atunci când pleacă, toată lumea e cu ochii pe ea, dar din gura Mirunei nu te mai spală toate apele din lume. Cine te-a văzut te-a făcut vedetă. Acum, ce să-ți fac dacă n-ai fost atentă? Sau ăsta a fost interesul tău ca să câștigi, să-ți meargă bine, să ajungi într-o poziție bună aici? N-are, frate, nicio legătură. N-are nicio legătură. Eu nu pot să cred cine a făcut una ca asta. Nu pot să cred cine a făcut una ca asta. Revoltată, nevoie mare, tânăra amantă simte nevoia să-l tragă la răspundere pe șeful ei și, din câte observăm, intră în biroul acestuia ca la ea acasă, vorba aceea. Deci eu nu cred așa ceva! Nu cred așa ceva! Cineva ne-a văzut și ne-a pus pe net, înțelegi? Stai puțin că nu înțeleg. Uite, poate înțelegi. Deci nu pot să cred așa și eu cred că singura vinovată este Miruna. Mă, stai, lămurește-mă, te rog, m-ai luat prea repede. Ne-a văzut și ne-a pus pe net. Au făcut live cu noi. Ne-au văzut nu știu câte mii de oameni. Ai aici înțeles? Sunt imaginea de la piscină cu da, noi. Da, sunt imaginea de la piscină cu noi, cu noi în jacuzzi. Uită-te și tu. Uită-te și tu ce a putut să ne facă femeia asta. A venit și mi-a reproșat tot felul de lucruri. Că eu am fost... Miruna! Nu cred eu. Asta pe care o menajezi tu tot timpul. E normal să fiu nervoasă și plină de spume, pentru că urmează să mă mărit și acum sunt distrusă. Dacă al meu vede filmarea asta, s-a terminat. Deci s-a terminat, te rog frumos să mergi în momentul ăsta să o dai afară și să faci tot posibilul să șteargă mizeria aia de pe internet. Lucian al meu lucrează în Germania. Se duce și el după bani. Vine în România, pleacă, iar vine, iar pleacă. Și am și eu nevoie de un bărbat în viața mea. Tocmai de aceea l-am ales pe Dragoș. Fimiu m-a pus de foarte multe ori în situații penibile. Dar ce mi-a făcut acum, asta e de cea mai penibilă. Cum să nu fie Miruna, când Miruna nu deci mă suportă? Deci ascultă-mă un pic, te rog frumos, și vorbești după aia. Deci este contul de alu Fimiu. Al cui? Alu Fimiu, da. I-am recunoscut contul de... E alu Fimiu. Păi ce treabă are fi tu, omule, în povestea asta? Ai promis că vei fi atent. Am discutat de la început. Eu am viața mea, tu ai viața ta. Ceea ce se întâmplă între noi nu o să ne distrugă viețile de acasă. Tu înțelegi? Corect. Că al meu, dacă vede clipulețul ăsta, adio nuntă, adio relație, adio căsnicie, adio tot, înțelegi lucrul ăsta? Deci o să rezolv. Stai liniștită, te rog eu frumos. O să iau legătura. Ne-am promis că nu ne facem probleme. Ne-am promis. Corect, corect. Mi-ai promis că vei fi atent. Mi-ai promis că o să ai grijă. Acum ce se întâmplă? De unde știe Fitu de noi? De unde a știut Fitu să vină să ne urmărească? De unde? Băi, nu știu ce să spun, că locația ți-am zis, e mai select așa. Nu știu cum a ajuns Fimiu acolo, că eu nu-i dau bani. Nu m-aș fi așteptat niciodată că un puști de 20 de ani poate să-mi facă rău în halul ăsta. Dacă află nevastă mea, sigur mă dă afară din casă. Sigur, sigur. Nu știu ce să fac. Trebuie să rezolv situația asta. Du-te și vorbește cu el în momentul ăsta. Te rog frumos să șteargă aia de pe internet. O să-i spun. Cred că prietenii lui au bani, știi? Și probabil că coincidența a făcut să ne aflăm și noi acolo. Că Fimiu nu are bani. Că eu nu-i dau bani să intre în locurile astea selecte. Eu am crezut că suntem în siguranță. Dar te rog eu frumos, calmează-te. Nu pot să mă calmez. Deci mergi acasă și vorbește cu el. Amenință-l, când... rupe-i capul, dă-l afară din casă. Ia-i toate ghegeturile posibile și imposibile, doar să șteargă mizeria aia în momentul ăsta. Tu înțelegi că eu sunt terminată, deci, dacă al meu vede asta? Și nu cred. Vreau să mă gândesc câți oameni au văzut deja. Adică și te comentarii cred. Și de toate. Deci nu pot să mă calmez. Te rog, mergi acasă și vorbește cu el. Te rog, da, pentru să, că îmi distrugi o să mă duc, viața. O să știu ce am de făcut, o să discut cu el. Ce vrei? Nu o să discuți cu el. O să te duci să-i rupi capul, asta o să faci. Nu o să discuți. Bine, cu drag, el. O să pentru o să că nu rup să capul. Pentru că nu o să înțeleagă de vorbă bună dacă el a fost capabil să facă așa ceva. Înțelegi? Prima dată trebuie să dispară filmul. Și nu rup capul, că degeaba ai rupt capul dacă nu
dispare. Nu știu cum îl convingi. Chiar nu știu, îl dai afară din casă, iei tot, nu-i mai bine, dai niciun leu, îl lași să moară de foame, nu știu ce faci, dar pe mine nu mă distruge nici tu și nici fiul tău. Păi nu te distrug, dragă, că nu, ăsta n-a fost interesul nostru să ne distrugem unul pe altul. Am înțeles. Doamne, când vrei, ce vrei să faci? Să mă uc acum la acum el? Acum pleci, nu, te duci poi mâine și mai lasă-l 3 zile să vadă toată lumea. Ce zici de asta, a? E clar că a vrut să-l distrugă pe Tasu, dar m-a distrus pe mine, pentru că Tasu nu are nimic de pierdut. Să apar pe net cu amanta mea. Cred că toți m-au văzut de la birou. Mi-e și rușine să mai ies de acolo. Toți cred că își dau coate pe la spatele meu. Tu nu o să divorțezi în ruptul capului, pentru că nevastă ta nu o să divorțeze de tine sub nicio formă. Să fii sigur de asta. Dar eu pierd tot. Eu îmi pierd viața, eu pierd căsnicia, eu îl pierd pe omul ăsta cu care încerc să clădesc ceva. Te rog frumos. Mi-ai promis că totul, tot ce se întâmplă între noi o să fie bine. Îți promit, da? Nu, deci asta nu e bine deloc. Ce s-a întâmplat nu este bine deloc. Și acum ce să fac? Că n-am știut. Păi acum n-ai ce faci? Ok, n-ai știut. Să mă arunc pe geam? Îl convingi să șteargă ăla. Să rezolv, da. Dar te duci când? Că văd că păi stai pe scaunul ăla. Păi acum. Când te duci? Acum mă duc. Vestea se pare că l-a șocat și pe Dragoș, care la insistențele disperate ale Mariei se vede nevoit să rezolve rapid problema. Dragoș a ajuns aproape de blocul în care locuiește și așteaptă nerăbdător să se întâlnească cu Vlad. Oare cum va decurge întâlnirea celor doi? Hai, dă-mă, de-abia te mișcai, te-am sunat de o grămadă de timp. Păi ce s-a întâmplat? De ce nu vorbim în casă? Păi auzi, deci de data asta chiar ai comis-o. Pe cuvântul meu, doamna, ești băiatul meu, dar nu știu ce să mai fac cu tine. Ce naiba mai pus cu filmarea pe net la piscina acolo? Ce înseamnă asta? Ah, deci de-aia m-ai chemat. Păi bineînțeles. Cum să înșel, mă, pe mama? Băi, nu înșel pe maică ta cum ai crede tu. Înțelegi? Dar oricum ai făcut un gest oribil, nu știu. Băi, cât s-a chinuit femeia asta în casă, știi și tu doar cât alergă, cât muncește, cât de-a făcut pentru noi și pentru tine și tu o înșeli pe ea, mă. Băi, dar tu nu trebuia să pui filmul ăla pe net, tu vrei să strici căsnicia. Băi, eu stric căsnicia, tu strici căsnicia. Când m-a sunat tata să cobor, eram sigur că și-a dat seama că l-am pus pe net. Situația este foarte dificilă și trebuie să mă spăl de păcate. Deci dacă mai vrei să fii băiatul meu, te rog eu, șterge filmarea aia. Acum te pomenești că-ți pasă de familie, dar până acum nu ți-a păsat de familie când erai și te giugiuleai cu aia pe acolo, pe la piscine. Băi, deci te rog frumos, nu gândi așa. Am o vârstă. Cum să nu gândesc așa? Că așa e. Așa ai făcut, recunoaște măcar. Ascultă-mă un pic, deci nu gândi așa, pentru că o să ajungi și tu la vârsta mea, da? Și ce o să fac? O să spar banii familiei cu alta, nu? Nu vrei să mă înțelegi deloc, deci o să ajungi și tu în momentul respectiv când o să vrei o aventură. Eu nu vreau să mă despart de maică ta. Eu te iubesc pe tine așa cum ești și pe maică ta. Este ne o iubești relație. De ți-ai găsit pe alta, așa ne iubești. Hai mă tată, lasă-mă că eu mi-am dat seama de tine. Mai bine te-ai bucurat că o să vadă și ea cine ești cu adevărat. Băi, nu trebuie să faci chestia asta. Tu îți dai seama că s-a terminat absolut tot și nu o să-ți fie nici ție bine. Nu știu, trebuie să găsim. Ți-a păsat de mine în momentul în care ai făcut lucrurile astea? Nu ți-a păsat, nu-i așa? Acum îți pasă. Băi, acum că ești tu, că numai de tine îți pasă acum că ești egoist. Deci o să-ți aduci aminte bine lucrurile astea, că și tu o să ajungi la o vârstă și să nu dea Dumnezeu ca eu, tatăl tău, să te prind după ce te-ai însurat, să ai vreo combinație, că-ți fac același lucru. Păi eu nu mă mai însur, mă, dacă mă însur cu gânduri din astea, mă. Este încăpățânat. O să-mi fie cam greu. Știu că nu cedează așa ușor, dar asta e. Acum ce să facem? Îl las să vorbească. Până la urmă, eu sunt în avantaj. Te rog frumos, nu știu, trebuie să facem într-un fel. Scoate telefonul și șterge acum filmarea asta. Te rog eu frumos. Uite, să știu o chestie de la bine. Eu filmarea asta nu șterg. Băi, asta ți-o zic, asta ți-o zic ca să știi, să nu te chinui prea mult. Deci eu filmarea asta nu șterg. Asta o să stea aici. Ești... N-au văzut-o multă lume, dar o să o vadă în timp. O să o vadă extrem de mult. Chiar inconștient. Te rog eu frumos, șterge-o cât se poate de repede. Tocmai de aia să nu se au, să se răspândească. A, nu vrei să se răspândească. Pentru că o să-mi faci probleme și la serviciu, să știi. Deci nu o să fiu numai eu implicat și nu o să fiu numai eu distrus. O să fie și femeia, o să pierzi serviciu și o să pierzi și tu. Trebuia poate să te gândești la asta când ai făcut lucrurile astea. Că poate nu te vedeam eu. Poate altul se ducea direct la mamă. Am comis-o, acum trebuie să plătesc, ca și în viață. Oricum eu nu sunt fraier. Până nu văd tot ceea ce îmi doresc, eu nu șterg nimic. Hai să zicem că-ți cumpăr monitorul ăla. Ce zici? Adică acum mă cumper, nu? Băi, să știi că nu te cumpăr neapărat. Cumpăr liniștea familiei, în principiu. Și spun că și liniștea ta. Zi. Păi, dacă aduci vorba de cumpărat, mie îmi trebuie mai multe lucruri acum. Nu mai îmi trebuie numai monitorul ăla.
Ce zici acum de treaba asta? Acum pulsezi un pic. Păi ești... îți dai seama, tu ai început eu cu nu sunt eu așa. Nu ți-am cerut nimic. Tu ai vrut așa, așa că dacă tu vrei să mă cumperi, măcar să mă cumperi scump, nu ieftin. Deci n-am ce să fac. Asta e, trebuie să scop banii din buzunar, să îi fac toate poftele lui Fimiu, că altfel au de nevastă mea. Dacă ești de acord, bine, dacă nu, nu. Cu cât te miști mai repede, bine, atunci, cu atât okay, dispare mai promit repede. Mai mult. Haide, șterge postarea. Nu, nu așa funcționează. Vii cu el, îl văd în cameră, am șters postarea, la revedere. Și ai grijă că scu ochii pe tine. Nu mai te afișa undeva unde poți să te prind. Ce pot să zic? Când îi ceream, zicea că n-are bani. Acum vine el la mine să-mi dea bani. Mi-ar da orice, mai să tac din gură. Începem cu monitorul, da? Da. Ok, nu te salut, nu dau noroc cu tine. Eu acum mă duc să văd care este treaba și poate cât de curând în seara asta, nu știu, o să apar cu monitorul, dar trebuie și tu să te ții de cuvânt. În momentul în care l-aduci, o să fie șters. Bine, hai, lasă-mă că oricum mi-ai mâncat sufletul. Ne auzim diseară. Ce urât! Vlad profită de poziția vulnerabilă a tatălui său și consideră oportun să-l șantajeze. Ce să mai spunem? Așa tată, așa fiu. În aceea zi, seara, vedem cum Dragoș s-a conformat și apare acasă cu monitorul pe care i l-a promis lui Vlad. La nevoie se pare că ai bani și pentru fiul tău, nu doar pentru amantă, nu-i așa? Dar oare cum a făcut rost de o așa sumă mare în timp atât de scurt? Lia? Lia? Da? Da? Vii un pic, te rog frumos, să mă ajuți? Ia vezi, poți să... Ajută un pic, vezi că are o mânără aici jos, ia vezi, poți să faci mâna? Da, ce uite acolo, ia vezi, uite, nu, uite acolo, așa. Are mânerul la handial ușor, vezi să nu scapi. Hai să-l punem pe masă. Ce să fie? Ce hai că o să vezi tu, hai. Hai. Ce așa mă? Du-te așa și încolo. Hai mă, nu, i-am promis lui Fitu. I-am promis lui Fitu că iau un monitor, monitorul ăla. Păi n-ai zis tu să-l iau ca să nu cumva să fac altceva? Păi i-am zis de bani de unde? Băi, deci fii atent care treaba. Știi că el zice are copii, prieteni bogați, văd tot felul de lucruri pe live, au bani și el de o grămadă de timp tot îmi spune că vrea monitorul ăsta. Într-adevăr, e un sacrificiu. Eu îi l-am adus. Am înțeles, dar tu chiar ai luat ce-a vrut. Așa, chiar... da, două secunde și îmi spui. Chiar am făcut un sacrificiu că tu mi-ai zis că să avem grijă de el, să nu se apuce de altceva. Așa pare... îi dăm o ocupație. N-am avut de ales. Știu că fiul meu e periculos. Și n-am vrut să le enervez. Adevărul e că și eu m-am ținut de capul lui bărbatul meu. Cumpără-i monitor, cumpără-i ce vrea, că altfel cine știe ce trăznăi mai face. Băi, Vlad, de ia vino tati încoace un pic. Hai, te faci lui o bucurie, că... Așa am zis. Vlăduț, hai tăticu încoace. Ia zi, mă, tată, ce... Pam, pam. Ce zici? Ce părere ai tu că este în cutia asta? A? Ia uite-te la mine. Tu vorbești serios? Băi, dă-mi o foarfecă, dă ceva să văd, că nu cred. Nu pot să cred. Băi, nu pot să cred. Băi, ți-am zis că ți-l iau. Am zis că ți-am promis că ți-l iau. Clar e frică de mine. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, nu e frică de mine. Dar e frică de ce a făcut. Și de asta mi-a cumpărat monitor. Hai ca să o pun aici frumos. Aoleu! Ia uite-l cum arată. Aoleu, nu cred așa ceva, bă. Hai să-l luăm ușurel. Mă, mi-e și frică să pun mâna, băi. Este destul de greu. Ușor cu copilașul meu. Luați-l, ușor, ușor, mamă. Ia, poți să ținem bine. Stai să ia, ia, trage cutia. O să aibă, ușor, o să aibă și un suport aici, bă. Nu-ți trage-o de tot, iată-l eu frumos. Hai că pun pisicile. O ținem așa un pic. Ce părere ai? Ia vezi. Băi, tată, bă, nu-mi vine să cred, mă. Ce să spun? M-a rupt la bani. A fost mai costisitor ca o amant. 6.500 de lei. A trebuit să fac un credit ca să-i satisfac dorința. Mi-a fost frică. El pentru bani e în stare să se filmeze pe calea ferată, pe blocuri și cine știe ce s-a întâmplat. Chiar mi-a fost frică. Ai văzut, eu m-am ținut de promisiune și sper ca și tu să te ții de promisiune. Vezi, mama? Vezi?
Vezi, și ziceai că taică că nu te iubește, că nu-ți cumpără lucruri, că nu-ți ia alea, vezi? Aia mi-a cumpărat acum, n-am ce să zic, sunt foarte, foarte mulțumit. Ba chiar, vreau să-l prezint, să-l arăt acum, uite, no, de data asta este... Nu termin cu live-ul, dar uite, nu mai fac probleme. Cât de mult țin la imaginea familiei, am să fac și un live cu imaginea perfectă de familie, cu un tată care n-ar trăda niciodată această familie. Dar să știi că live-ul ăsta o să fie cam ultimul în care apar eu, maică-ta. Am înțeles. Păi înțeles? Nu, că nu pot să vă forțez să apăreți la mine aici, dar vreau să vadă, asta... vreau să vadă și oamenii un pic piesa asta de aici și cine mi-a luat-o. Corect, Făceți-mi plăcerea măcar de data asta. Hai. De data asta am jucat cum a cântat el. Sper să șteargă videoclipul. Dacă nu, data viitoare o să danseze cum cânt eu. Uitați aici, avem pe părinții mei, cei mai frumoși părinți din lume. Stai să-i în cadru, este. Îi vedeți, da? Și aici avem cel mai frumos cadou din lume. Exact. Monitorul ăsta. De 6500 de lei, de... super monitor, curve. Acest... Curve, că e curbat, curve. Da, tată. Da, este superb, nu? Este superb. Da, cei mai buni părinți din lume, uitați aici împreună amândoi, o familie fericită, așa vă doresc să aveți și voi și toată lumea. Când îl văd așa bucuros, îmi crește sufletul, că doar un copil am, n-am mai mult. Auzi, tată, hai să mă ajut să-l muntez. Păi nu te ajut eu, tată, cum hai, să... Hai, ușurel, că mă doare inima și dacă... pe mine, păi e copilul meu, gata. Ușurel, așa, ușurel, haide. Ai grijă la... Da, haide. Incredibil ce joc murdar ascund Dragoș și Vlad. Cât de bine se prefac ei în fața ei, care se bucură sincer pentru fiul ei. Ca și cum nu era suficient, Vlad forțează nota și în mod voluntar își expune părinții unei mari umilințe. Ce trist! A mai trecut ceva timp și îl revedem pe Mădălin, evident lăudându-se, după cum ne-am obișnuit, cu lucruri tot mai scumpe. Oare cu ce vrea să iasă în evidență de data asta? Uitați aici, unde s-au strâns bănuții. S-au adunat grămadă și uite ce aici. Frumuseți! Bă, așa care nu faceți bani, n-aveți talent, mă, dacă nu reușiți. Credeți-mă! Ia uitați aici, spirit american în România. Mai ziceți voi ceva. Eu sunt un om descurcăresc de fel. Din atâta... fac atâta. Îmi place să am mereu. Hai, prințeso, hai, cât stau după tine, zici că te gătești de nuntă. Ce... Cum e, mă? Ce mașină ți-ai luat, bă, băiatule, bă, fac și o poză cu ea. Bă, mă, și tu o poză. Să zic și eu că ea merge. 10 lei. Adică... 10 lei, că trebuie să contribui la benzină. 10 lei, asta o idee, 10 lei îți dau. Dați-l, mă, și pe Ionuț, săracul, el se bucură și el. Cred că ăsta se bucură mai tare decât mă bucur eu, sunteți nebuni. Minte, desparge, Mădălin. Ia la tot asul, că e mare baștan. Mamă, dar nu mi-o dai, mă, și mie să merg și eu cu ea odată. Ce să faci, mă? Să merg și eu cu ea. Banul jos dacă vrei să mergi, nebunule. Tu vrei să te plimbi de... Bă, dai eu și unde, ce păpușoi intri tu cu ea? Dar ce crezi, mă, că n-am mers cu mașini sau ce? Cu d-astea n-ai mers, mă, n-am mers, n-am dat neamul tău cu mașină, dar asta, bă, ăsta. Știi cum pleacă? Pleacă, dar nu te mai oprești, mă. Dar de ce eu? De ce eu? Ce faceți, mă? Oh, ia. Că dai mare că ai mașină, mă, nebunule. Stați, bă, să vă arăt ceva că ăsta. Ia uite-l pe ăsta. Bă, ești de pus în ramă, mă, găgiule. Ia uite-l. Ia uitați-l, mă, pe ăsta, s-a înțelit. Ce-ai făcut, mai spart magazinul de haine? Ce-ai făcut? Sigur i-a mers treaba cu șantajul. Nu avea cum să se schimbe de pozi pe alta doar din filmări. Ia zi, mă, de unde ai bani? Că ăsta nu par fake, sincer. Ceva nu e ok. De unde ai tu bani? L-ai șantajat pe tactul, cum ți-am zis. Bă, ia pe... Ce mândru mă face asta, bă, ca crește în ochii mei, mă. Le-am făcut pe amândouă, mă, nebunule. Cum pe amândouă? Le-am făcut pe amândouă, fac bani și dintr-o parte și din alta. Și din? Și de la tata? Și de acolo și de la tata, frate. Bă, ăsta e elevul minune, mă. Ia pe prechid și o vedem cât are pe el, mă. Ai bani, mă? Ia, vezi. Ia uite-mă, bă, stai, mă, ești prost? Da, așa este, am făcut ce am învățat și am avut numai de câștigat. Dar în sufletul meu eu chiar mă gândesc la mama. Bă, băiatule, ăsta e un salariu, ești nebun la cap. Bă, tu ai muncoci. Ai luat salariu pe luna asta? Și salariu, mă, mă știi pe mine să muncesc. Și că trebuie nebunie să faci plata acum pe șmecherie. Bă, vă iau un suc cu paiul la amândoi. Bă, dar ce, mă, noi suntem oameni de suc cu paiul, ești nebun la cap? Da, mă, că glumeam și eu cu tine. Da, măcar o șampanie, mă. Da, mă, glumeam cu voi, șampanie. Gata, vă iau o șampanie, cer. Eu te plimb cu calul până oraș, tu ne iei o șampanie. Vă iau o șampanie. Bă, dar și ce trebuie să faci tu acum?
să faci serial din treaba asta. Dacă vrei să-ți vină bani grămadă, eu zic să faci serial, nu-i așa lume? Ia uite ce zice tot, uite toată lumea zice că vor clipuri de la tine. Da, că și ăștia mii te urmăresc acum. Băi, eu m-am gândit și la treaba asta, dar mi-e milă de mama, mă. Ce, nu mai fac niciun serial, mi-e milă de mama, frate. Bă, ce, mă? Bă, stai așa, de ce ți-e milă? Nu de până la urmă, știi cum e vorba? Bă, de ce mă tare, mare care cere, n-are nimic. Frate, dar n-au alte persoane. Eu încă citești ziarul, mă. Să fi avut eu norocul lui. Bogatul bogaților ajungeam. Am luat două mașini, nu una. Eu știu că dacă faci mizerii în viață, câștigi bani frumoși. Dacă faci golănii, mârlănii, doar că mi-e greu să fac golănii și mârlănii cu familia mea. Pur și simplu, nu pot. Bă, ai văzut, când am pus ceva cu mama, milionul de vizualizări. Mama la anii ei arată mai bine ca astea tinere. Mama, măta, dacă pun clip cu măta, s-ar putea să-mi blocheze ăștia contul. Dar nu l-a dat cu jignire. Nu ca pe jignire, frate, doar da, că păi, e premeditat totul, frate, e premeditat. Maică ta e o mamă, nu... A cam uitat să fie femeie. Adică nu se mai aranjează, nu se mai alea. Eu, într-un felul tău, îi dau dreptate. Sincer, adică bărbatul e bărbat, frate. Omul vrea să se bucure de femeia lui. Dacă femeia sau, mă, lui... Băi, de fapt, nu, vrea să se bucure de viață. Da, mă, da, viață, dar eu zic să se bucure de femeia lui cu care e, dar dacă, nu mai, femeia lui nu mai e femeie, caut alta. Păi da, tocmai de femeia aia. Adică nu mai în șorț, nu mai în pijamale, nu mai băbește, se îmbracă măta cu halat în cap până în picioare, zici că e mamaia, pe bun. Mi-e milă de măsa, dar n-am ce să-i fac. O femeie care nu se îngrijește, își pune singură bețe în roate în căsnicie. Mă doare când spune lucrurile astea de mama, pentru că mama s-a chinuit să ne țină și a muncit foarte mult. Dar pe undeva îi cam dau dreptate. Bă, de gătit e meseriașă, e numărul 1. Dar nu se dă cu machiaj, nu se pensează. E tuns mai scurt ca mine aproape. Adică nu se aranjează, mă, înțelege că nu se aranjează și automat tai că tu... Tactul caut o femeie întreținută, o femeie nu întreținută financiar, întreținută, să arate bine, să se uite la ea cu drag. Maică ta e cam așa, mai de casă. O femeie de casă, simplu, adică care nu... Ce să mai facă taică tu? Că nu se mai bucură de nimic cum ar veni și taică tu acum a văzut... Da, mă, știu și eu chestiile astea, crezi că sunt prost, dă-o încolo de tine, bă, dar tot e greu când e vorba de maică ta, indiferent. Eu te înțeleg, tată, că nu sunt situația ta, dar te înțeleg. Mi-am scos ce am vrut să-mi scot. Mi-am luat monitor, mi-a luat tata haine. Acum, pentru următoarele 6 luni, eu zic că e suficient, mă mulțumesc cu atât. Ai mai dat ochii cu tactul să te mai milogești la el să-i mai ceri un ban? Da? Bă, nu. Nu, că ai buzunarul plin. Nu ți-e mai bine așa? Să nu dai la nimeni nicio vorbă, să zici? Să cer voie, să ceva? Și atunci lasă-vă reținerile astea că nu fac, că nu știu ce, că mama, că nu știu cum. Fă în continuare dacă tot ai mers pe ideea asta. Bă, poate ai dreptate, Mădăline, că până la urmă m-am luat după tine la început, m-am enervat, dar după aia ai avut dreptate. Uite că și prinde uite... bine Google, uite, eu mi-am luat mașină. Ăsta mai durează, că ți-ai mai bătut în cap. Dar tu, păi ce dracu? Mulțumesc. Păi da, uite, ăsta s-a înțolit și-a luat bani. Tu ce faci? Tu stai tot pe banii mama. Eu înțeleg că noi ne tragem de familie cu bani gata, dar dă-te și tu deoparte. Dacă măta mâine zice că nu vreau să-ți dea niciun bani, ce faci? Mor de foame? Nu mor de foame, păi vezi... că nu mor de foame, auzi. Păi, uite, ăsta de bine, de rău, i-a mers. Uite, l-a dus capul și a făcut ceva de treaba asta. Da, mă, bravo lui, asta eu, să fac jos, da? Urmezi și da, mă, m-am hotărât, așa fac. Fac serial, frate. Fac serial cu el și îl toc la cap, îl șantajez, iau bani și dintr-o parte băi, și din alta. Dacă e prea bun serialul, te iau ăștia de la televizor, mă. Nu bagă la... Te bagă pe televizor, hai să scoți bani din asta. Nu fi nebun. Ajungi la Hollywood. Eu zic să mergem. Păi, hai, mergem. Hai și fă cinste și lasă brăgeala. Hai, mă, că vă fac cinste, frate. Până la urmă așa ar trebui să fac. Cum îl print, cum îl filmez. Nici lui nu-i pasă de familie. Vorba lui Țanca, tot acasă ești region. Păi da, ia uzi. Op! Ia. Nu sunt unul care e numărul 1. Să nu te lanjați pe rege. Băi, și ce merge acum? Lăutari și grătari. Bă, dar nu vrei tu să vă scoată fratele vostru? Ascultă-mă un pic. Nu vrei tu să vă scoată fratele vostru direct la lăutari? Eu ce-ți spun, hai să mergem direct la lăutari, mă. Mergem direct la lăutari. Păi nu, mă, mergem acum. M-am săturat de crepeți în Dubai. Bă, ascultă-mă. Mergem acum direct la lăutari. Acum? Acum mergem, eu ce zic? Live-urile și postările în online au ajuns într-adevăr un stil de viață pentru cei trei prieteni și în concepția lor superficială consideră că singurul scop veritabil în viață este câștigul facil și neselectiv. Doar că, din nefericire, în cazul lui Vlad, mama lui a devenit o victimă și ținta umilințelor la colțul blocului. Oare Vlad are de gând să se mai lase influențat mult timp de anturaj?
A mai trecut o zi și îl reîntâlnim pe Dragoș destul de abătut. Nici nu este de mirare. Se pare că incidentul cu Vlad l-a despărțit de Maria. Deci presupunem că i-a adus soției lui un cadou ca să-și spele păcatele, nu? Ia uitați-l pe tata, mă. Așteaptă. Are un cadou pentru amantă. M-am gândit bine și nu puteam să las lucrurile așa. Trebuia să-l urmăresc pe tata și să mai câștig și eu ceva. Bună seara! Ce vrei? De ce ai venit? Bun. Nu mă lua așa, te rog eu frumos. Calmează-te. Da, uite, am venit să cer iertare, să ne împăcăm, să fii liniștită. Ia uite mă frate, tot cu asta se întâlnește. Băi, nu pot să cred așa ceva, să mă duc peste ea, mă? Eu apreciez foarte mult că ai fost sincer de la bun început și că mi-ai spus că ești căsătorit, că mi-ai spus că ai un copil. Dar noi nu mai putem continua. Știi foarte bine că nu mai putem continua după ce a făcut Fitu. Măi, deci ce se întâmplă? În principiu, problemele care sunt cu Fimiu, le-am rezolvat o parte o să le rezolv. Acum, știi, aș vrea totuși să stai calmă și să gândim așa un pic la rece. Hai, nu fi supărată. Nu mă duc, mă, nu. Mai stau un pic. Mai stau un pic să-i mai văd ce fac. Să-i mai văd ce fac, mă, că are tupeu maximum ăsta, mă, frate. Are tupeu maxim de tot. Gândește-te că mi-ai făcut niște probleme. Ok, am reușit să le rezolv. I-am spus soacră-mii că nu sunt eu, că era una care semăna cu mine și că m-au confundat pe TikTok și așa mai departe. Dar nu pot să mai risc. Îmi pare rău. Chiar nu mai pot risca. Uitați-vă, mă, acolo. Tatăl meu și amanta lui. Ui, ce iertare. Ce naiba facem, mă? Eu nu mai vreau să mergem în locuri publice, că nu e cazul. Ai văzut ce s-a întâmplat, sincer. Ai dreptate, uite, da, exact, ne-a prins. Haide, ce zici, hai să mergem la tine, că și așa ești singur. Mergem la mine? Da. Ce să facem, ce, să dăm nas cu soacră mea sau ce să facem la mine? Cum să, te vrei să duci la mine în casă? Păi ce are, n-a fost niciodată, poate, na. Poate n-a ce? Tu nu înțelegi că nebuna aia vine și cine știe ce naiba mai face? Ce ziceți, zic lui mama sau îi mai lăsăm un pic și după aia zic? Cum facem? Mai tac? Nu tac? Ce vreți să fac? Să mă duc? Hai că suntem aproape 100 de persoane, fraților, 75. Haideți să creștem. Dați tap tap, dați share că mă duc peste ei. Promit că mă duc peste ei. Deci promit că mă duc peste ei. Eram sigură că i-a închis gura lui Fisu cu bani. Ce să-i dai unui puștan de 20 de ani? Ca să-l cumperi. Bani, nu? Ia uite, mă, s-au suit amândoi în mașină. Ce tupeu, bă. Bă, ăștia chiar n-au pic de bun simț. Până la urmă, nu zice rău. Dar trebuie să mergem într-un loc discret. Ca așa în public nu se mai poate. Bă, ce fac? Bă, e mama! Bă, ești nebun! Bă, fata, ce-i cu tine? Ce-i cu tine în mașina familiei mele, mă? Bă, nu pot să cred. Bă, haideți că mă duc după ei, da? La așa ceva nu m-am gândit. Cum să vină nevastă sa după mine și în fața blocului să-mi facă scandal? Clar i-a spus fisul tot. Ce să mă calmez, mă? Ce cauți tu cu asta mașină, mă? Păi ți-am zis, este o... Te rog frumos să explică-i că nu avem nimic. Mi-ați găsit vreo ipostază, compromisătoare. Ce, nu aveți nimic, mă, nu mai păcălesc, mă? E o colegă, pur și simplu o colegă. Și aveam, da, de rezolvat niște probleme. E o colegă? Da. Ce probleme aveați, mă, voi de rezolvat la ora? Avem de semnat niște acte pentru mâine la serviciu. Care, mă, la ora asta semnați voi acte, mă? Ce contabilități, mă? Ce, mă, dragonism atâta, mă? Măi, dar explică-i că nu ne-a găsit nicio situație. Tu știi că totdeauna apar niște situații neprevăzute și trebuie să pregătim. Apar situații neprevăzute, dar cum e ea, da? Dacă în momentul ăsta mă vede vreun vecin sau mă filmează cineva să mă pună pe internet, chiar mi-am dat foc la valiză. Nu știu ce să fac. Eu mi-am dat seama că bărbatul meu mă minte. Și trebuia să văd cu ochii mei cu cine mă înșeală. Crezi că nu știu ce faci, mă? Cum adică TikTok? Te-au văzut vecinii, mă, te-au văzut colegii. Ce legătură are, mă? Ia să vedem. Ce legătură? Mi-a arătat, mă. Mi-a arătat. Cine ți-a arătat? Mi-a arătat filmul. Băi, Vlad, băi. Ce mai minți? Eu nu pot să atingi la așa ceva. Stai puțin. Băi, Vlad, lasă-mă. Termină cu prostiile, te rog eu frumos. Ce mă fac eu acum? Ce mă fac? Dacă află bărbatul meu, s-a dus naiba tot. Și nuntă, și cununie, și tot. Mi-a mai cumpărat și roche de mireasă. Băi, băi. Ieși afară. Băi, lasă-mă femeia în pace, că n-are nicio treabă. Lasă femeia în pace, auzi? Băi, Vlad. Trebuie să fac în așa fel să șteargă tot. Că altfel, nu știu pe unde scot cămașa. Degeaba mint că eu știu și știu tot că am văzut cu ochii mei. Sunt peste 1000 de persoane. Nu mă interesează. Acum toată lumea întreabă, divorțez de el, da sau nu? Iar tu spune adevărul. Hai, că sunteți pe live și mă îmbogățesc. Băi, termină, Vlad, gata. Uite-l cu amanta mașină. Băi, da sau nu? Bună întrebare. Cea mai bună întrebare, dacă divorțează.
Nu ne așteptam ca Lia să apară ca din senin ca să îi surprindă împreună pe cei doi amanți, dar unul din efectele live-urilor este rapiditatea cu care se răspândesc informațiile, mai ales veștile proaste. Așa se face că drama unei familii devine virală și subiect de senzație. De data aceasta, înainte de a trage orice concluzie, trebuie purtată o discuție doar între cei implicați și apoi vom putea afla ce efect are lipsa de discernământ atunci când postezi online. Dacă tot ne-am adunat aici, mi-aș dori să dăm cărțile pe față. Eu nu am vrut să vă iau bărbatul, nu am spart casa nimănui, nu mă interesează să-l păstrez cu mine și lângă mine pentru tot restul vieții, între noi a fost doar ceva temporar. Da. Atât. Și nu puteai să-l găsești pe altcineva? Temporar și cu beneficii. Și cu beneficii, într-adevăr. Dar nu cred că v-a luat nimic de la gură dumneavoastră de acasă. Nu v-a luat pâinea de la gură, nu a luat bani din casă, nu i-a lipsit ceva copilului dumneavoastră sau dumneavoastră. Exact. Dar cum s-au găsit acum bani, tată, pentru toate plăcerile tale? Ce să se găsească? S-au găsit bani așa pentru toate plăcerile tale, dar pentru mine nu când înțeleg. Păi s-au, cum nu s-au găsit și pentru tine? Păi pentru mine pentru numai pentru amenințări de asta. Păi da, dar s-au găsit și stai puțin păi că... Păi s-au găsit că te-am amenințat Vlad. Eu, că te-am avut la mână, că te-am șantajat. Deci nu. Vreau, te rog frumos, să ștergi filmulețul ăla. Te rog frumos, șterge filmulețul ăla. Vlad, și de ce? Pentru că îmi faci rău, Vlad, cu filmulețul ăla. Îmi faci foarte mult rău. Eu nu l-am luat de lângă tine pe tatăl tău și nu-l voi lua, îți adică promit. Adică te vede bărbatul. Asta e. Nu cred asta că trebuie să-ți rău. Dau o explicație ție. Ba da, trebuie, că te-am e filmulețul rugat, meu și nu-l șterg dacă nu-mi dai explicație. Te-am rugat să-l ștergi. Nu-ți șterg niciun filmuleț. Dar ce beneficiu ți aduce ție filmulețul ăla? Spune-l tău viitor soț, nu merită și el să afle adevărul? Nu merită să afle niciun adevăr, pentru că între mine și bărbatul acesta nu a fost nimic. Bărbatul acesta, serios. Bărbatul acesta. Ia uzi, tată, nici măcar eu te mai și minte. Eu ți-am mai și explicat. Între el noi, știe exact ce s-a întâmplat. Între noi a fost o relație așa pasager, adică nimic nu s-a schimbat în familia mea. Ea a înțeles de la bun început și nu exagera, că ție nu ți-a lipsit chiar nimic. Adică am făcut sacrificii, ai avut de toate, ți-am făcut poftele, ți-am făcut monitorul ăla de 6500 de lei. Adică sacrificiile astea le-ai făcut pentru tine, nu le-ai făcut și, pentru mine. Păi da, și pentru sacrificiile tine. Sacrificiile astea le-ai făcut ca să nu mă încurci. Măcar recunoaște că uite, dacă tot... Măcar înveți ceva din treaba asta, Vlad, nu? Când ai o amantă, te costă. Al naibii de scump, nu? Da, dar asta nu înseamnă că l-a costat fericirea familiei. Cum să nu? Unde suntem? Din contră, ție ți s-au dăruit lucruri. Nu ți-a lipsit absolut nimic. Ai da, înțeles? Ție nu ți s-a luat. Ar trebui să-l încurajezi pe tatăl tău păi, să-și facă cât mai multe amante, pentru că poate așa o să primești. Ești nerecunoscător. Eu mă gândeam să-ți mulțumesc. Îți mulțumesc frumos. Eu sunt tare curios dacă soția dumneavoastră gândește la fel. Că e o bagatelă, că e o nimica toată, că fiul dumneavoastră a ieșit câștigat, că nu s-a întâmplat nimic, că până la urmă ce atâta tam-tam că v-a înșelat. Cam așa e, doamne? Oricum știi care este situația, trăi eu frumos, adică hai să zicem că mie mi-ai făcut destul balamuc și la servici, mi-ai făcut, în fine, m-ai făcut de râs. Eu totuși am noroc că am o funcție... Asta să ne înțelegem, adică dumneavoastră ați optat să o aveți pe una dintre angajate drept amantă și fiul dumneavoastră vă face de râs. Lămuriți-mă păi, și pe mine, cum? Da, ascultați un pic, într-adevăr el m-a făcut de râs pentru că a venit și la servici peste mine, m-a prins, m-a filmat, ce faci? Adică m-a pus în ipostază. În momentul în care vă afișați într-un loc public, da, la un spa, cu amanta dumneavoastră, vă poate vedea oricine, nu doar fiul dumneavoastră. Pot fi vecini, colegi, prieteni, cunoștințe. Aici ai dreptate, dar știi care e chestia? Adică, na, am riscat până la urmă. Acel loc totuși a fost un loc mai special, nu avea acces oricine. Știi ce reacție a avut tatăl tău când te-a văzut în filmuleț? S-a gândit, tu sigur n-ai avut banii ca să intri acolo. Datorită prietenilor tăi ai intrat acolo. Asta a fost reacția mea. Da, pentru că ăsta e adevărul, că el nu-și permitea să se ducă acolo și automat fiind cu prietenia lui cu bani și poate și de acestui fapt el a încercat să... Păi și Maria își permitea? Nu ar fi fost mai drăguț să o scoateți pe soția dumneavoastră? Da, dar relația... Nu-i ca și că nu și-a permis.
Ce relație, doamne? Știi, dragă, că relația noastră a început. Ce să știu? Se mai întâmplă, bărbații. Că m-ai făcut de râs, că te-ai făcut de râs. Băi, nu te-am făcut. Pe mine mă respectă toată lumea din bloc, de la copil până la bătrân. Dar pe tine își dau ne-a făcut de râs. De ce ne-a făcut de râs? Eu am arătat cine ești, nu te-am făcut de râs. Ai fost pe internet. Am arătat cine ești, te-am filmat și tu ai făcut tot ce ai făcut. Nu trebuia să faci asta, trebuia în momentul în care ne-ai văzut să vii să ai o discuție cu el dacă te arde atât de tare, înțelegi? Nu să faci live-uri. Plus că mi-a și promis că dacă îi cumpăr ce vrea și o să am grijă de el. Deci nu știu, aici a fost, oricum mi se pare că a fost ceva suspect la mijloc. Cât de naiv e tatăl tău? E extrem de naiv. Ai vrut bani, Vlad? Este atât de naiv că nici măcar nu-și dă seama. Dumneavoastră nu ați vrut același lucru? Eu am pentru vrut că înțeleg lucru. Că de când ați devenit amanta domnului șef, da? Prime, bonusuri, zile libere când vreți dumneavoastră, tot felul de așa beneficii. Așa este, dar însă, totul, chestia? Însă totul s-a întâmplat în firmă. Nu s-a întâmplat să ia bani din casă exact. Pentru mine și să-mi facă mie adică de ce vreo poftă. I-ați ținut și contabilitatea în paralel? Sau cum, de unde știți ce bani a mai ciupit el de la familie? Nu avea sincer. Cum să ciupească. Totul s-a întâmplat în firmă. Confirmă, adică spau era în firmă. Ieșirile afară erau în banii firmă. Pe care mi-i dădea extra. Ai înțeles? Și până la urmă eu munceam pentru banii ăia. Și ea efectiv, păi munceai din greu. Auzi, Vlad, ea efectiv nu cerea bani. Dar am facilitat-o prime o dată la două luni. Ai că nu îți rupeam da, de la auzi, gură. Da, nu acuma, de la sincer, gură. Ești tata, mie păi rușine. Băi, dar nu îți rupeam de la gură. Pe tine nu te doare să știi că ai fost efectiv exploatat în modul ăla. Bă, adică, uite, exploatat. Dacă spune, deci îți spune în față că nu dădea doi bani pe tine. Nu a fost exploatat. Ba, da, ai fost, nu te uiți la tine, nu te uiți măi, la fața ta. Poate față de tine tu am greșit. Tu vezi câți ani ai tu și câți ani are ea? Păi și uite că... Ce un pic de genă. Dar ce se întâmplă în contextul în care fiul dumneavoastră a pus pe internet filmulețele, soțul dumneavoastră cade ca o pisică în picioare, pentru că, de, uite-te, un bărbat la vârsta lui, cu o femeie mai tânără, practic nu dumneavoastră sunteți cea care aveți cel mai mult de suferit, doamne? Iar eu le-am zis chestia asta lui nu, Vlad. Eu sunt cea care are cel mai mult de suferit, nu doamna. Că pe doamna nu o afectează cu absolut nimic. Până la urmă au căsnicie de nu știu câți ani și nu așa, cred că interesul mai e atât de mare. Știi pe mine că nu mă afectează în mod deosebit. Da? Da. Te afectează? Lasă să te afecteze, fata, că meriți. Păi da, mă, da, uite, îți plătești zic... fericirea pe nefericirea al cuiva, nu? Eu sau tu? Asta ai făcut tu. Mai da, o vezi pe maica ta, o vezi pe maica ta nefericită, Vlad? O vezi pe maica ta nefericită? Eu văd că râde bine, mersi, nu doare nici în cot. Păi, e incredibil ce ai spus, de aia râde. Fată, nu e exact, e incredibil ce ai spus. Să, te, să fie amanta cuiva și să-i spui soției da. Că ea își clădește fericirea pe nefericirea ta ca amantă. Da, pentru că te-am rugat frumos să ștergi ăla. Te-am rugat ce frumos să ștergi adu problema la cap, ce ai legătură... tu, crede-mă ce-ți spun. Stai tot timpul cu ce telefonul legătură... și la vechi și eu păi și bine, uite, tot. Stai așa că vreau să pornesc live-ul păi chiar acum. Păi termină-te păi ce te-aș live-ul? Să ne vadă toată Vlad lumea. Nu a făcut ce a făcut de capul lui. De ce ai făcut chestia asta? De ce am făcut-o? De păi... ce ai făcut tu ce ai făcut? Băi, mamă, mă, cum să știi de treaba asta și să nu spui nimic? Cum să știu? Să stai să o coci așa în sinea ta. Am greșit. Asta e acum, ce să mă, iertați-mă, iartă-mă și tu. Ai greșit. Mi-ai cerut mie discreție, dar tu n-ai știut să oferi. Ce mi-ai promis, mă, când te-am prins cu aia, mă? Ți-am spus de nenumărate rânduri să avem grijă, să avem grijă unde și cum ne afișăm. Pune-l și filmează-l, pune-l mereu. Și iartă-mă că nu te respect, Pă-pă-l-o. Dar oricum nu mai fac parte din firma aia, că m-au dat afară tot din cauza ta. Dragii mei, eu acum mi-am distrus familia. Poate ai dreptate, într-adevăr, prietenii lui poate l-au împins să facă chestia asta ca să profite de mine, să mă șantajeze, nu știu. A vrut bani. Da, dar... Ca și tine, da, de altfel. La faza bani. Cu banii, da, da. Prietenii lui asta l-au sfătuit să încerce să Pune-i facă niște bani. Puneți să închidă live-ul, te rog eu dar eu există aici un motiv mult mai presus decât banii. Suntem aici cu tata băi, Vlad, în direct. Hai, mă, Vlad. Urmează ca dacă amanta lui asta, să... Dacă măcar vorbește corect. Suntem aici, nu suntem, suntem aici. Așa se suntem aici cu tata. Așa se vorbește aici. Suntem în direct cu amanta dumnealui. Este pe cale să ne spună adevărul.
Uitați-o și pe mama săraca, distrusă mama, deja... n-am deci te rog frumos, e distrusă. Într-adevăr, domnul Ernest, să știți că... Hai, tot... închide prostia aia, te rog eu frumos. Totuși, într-adevăr, mi se pare ceva suspect, adică nu știu, cred că a fost... Hai, n-a fost ideea lui 100% să mă urmărească. Cum adică? Păi nu știu, așa simt. De la început te-am pândit în continuu, ce ai? Dacă amanta dumneavoastră se întreba de ce doamna Lia râde așa cu subînțeles, există o explicație. Zim, spuneți-mi și mie care e treaba. Ce explicație? Că nu interesează, avem doar de să facem tam-tam aici. Lui Vlad să posteze tot pe internet. Asta e una, nu știi cine? Spune că nu e adevărat. Ba da, mama, așa este. E tata cu una și eu ți-am ascuns lucrul ăsta, să știi. Mă, ce poasă. Ți-am ascuns lucrul ăsta, am știut. Stai că mă înțeapă inima. Am știut și să știi că am profitat de asta și... pare rău, ce să zic. Am postat un filmuleț de ăsta pe... și... am vrut să mă dau și o mare, că eram și cu niște băieți acolo, au râs ăia de mine când l-au văzut pe tata cu aia și... Păi așa te dai mare, mă. Și după aia l-am șters oricum. Nu l-am lăsat acolo, dar uite. Uite ce face tot. Auzi? Știi ce? Poți să-l pui înapoi? Cum să-l pun, mamă, înapoi? Uite așa, mamă. Pune-l și filmează-l, pune-l mereu. Pune-l să-l facem de râs, mamă, că și el ne-a făcut părul. Măi, mamă, tu vorbești serios acum? Vorbesc la modul cel mai serios. Pune-l și cere-i bani. Îi zici că-l postezi dacă nu... Șantajează-l. Măi, șantajează-l și fă-l de râs ca să mă răzbun, că nu mai suport. Măi, nu mai suport. Măi, mamă, acum, dar gândește, te distrugem familia. Ce distrugem? Păi și așa e distrus. Ce mai distrugem? Fă-l de râs să-l arate toată lumea cu degetul. Fă-l că nu mai pot. De ce ai făcut chestia asta? De ce am făcut-o? De ce ai făcut tu ce ai făcut? Am făcut-o să te fac de râs la toată lumea, că asta merit. Dar ce ai câștigat, femeie? Ce ai câștigat? Întreabă-l ce mi-a promis. Ce mi-ai promis, mă, când te-am prins cu aia, mă? Cu cine? Cu alta. Ce ai făcut? Cu alta, cam de vârsta ei. Măi, mamă, stai puțin. Păi stai așa. Adică tu știi obiceiul ăsta? Adică tu crezi că taică-tu s-a apucat de prostii la 40 și ceva de ani? Nu, dar mă gândeam că n-am mai fost prins cel puțin. Adică a văzut cu ochii ei asta? Da, ai măi, Vlad, am văzut și pentru tine să nu stric familia, să nu te las singur, că știi ce pățesc copiii din familii destrămate. Ce faci, mă, aici? Lia! Cum, Lia? Ce cauți aici? Ce caut aici? Fii aici, e casa mea! Ce caut asta aici? Cum adică? Cine este? Spune-mă cine sunt! Eu am crezut că ești la tecuci. Da? Și când eu sunt la tecuci la mama, că e bolnavă și mă duc prin toate spitalele cu ea, că tu nu găsești să te duci. Tu așa faci, mă, aduci femei în casă, în dormitorul nostru matrimonial. Cine să fie? Voi, Lia, am ucis. Cine sunt? Eu, tată, cum adică? Soția mea, cine să fie? Doamne! Da. Băi, omule! Deci cum e în pat și îmi zici așa ușor, e soția ta? Mă, fată, tu când ai intrat în casă, ai văzut poze cu mine și cu el? Mi-a spus că sunteți sora lui. Da. Sora lui? Am văzut pozele, da, și că este casa surorii. Sunt sora ta, mă? Ce era să-i spun? Așa i-am zis acum, ce vrei? Sora ta? Ce faci, mă, că m-am săturat, mă, să-mi spună colegii de serviciu că te-a văzut cu cutăreasca, că te-a văzut cu nu știu ce pipiță, să-mi spună toată lumea, să-mi spună aia de la doi. De ce faci, mă, chestiile astea? Ce-ți lipsește, mă? Ce au astea și n-am eu, mă? Ha? Spune, mă! Ce să spun? Spune, mă, altă bărbat, ești tu, mă! Acum chiar nu am să mai spun ce să mai zic. Mă? Asta e, mai prins, mai prins. Spune, mă, mai ai 20 de ani, mă, ești taur comunal, mă, ce ești tu, mă? Mie îmi pare foarte rău, eu chiar nu am știut absolut nimic, nu aș fi făcut așa ceva dacă aș fi știut. Am greșit. Asta e acum. Ce să mai iertați-mă, iartă-mă și tu. Ai greșit? Ascultă aici la mine. Un singur pas greșit dacă mai faci, divorțăm. Punct. Și tu ia-ți bulendrele și dispar din casa mea. Hai. Hai, îmbracă-te. Mai Dragoș, tu ai mai fost prins o dată și n-ai luat nicio măsură? Ce? Păi ce măsură? Nu pot să iau la discuția asta. Ai spus că suntem discreți. Ești la fel de vinovată. Nu nimic. De genul ăsta. Știi ceva? Da. Eu l-am pus să te filmeze.
Eu l-am pus să te fac de râs, așa cum și tu m-ai făcut pe mine toată viața. Toată viața? Oricum, da. Până să se apuce el cu filmele, nu știa nimeni de aventurile mele. Putea să rămână între da? Noi. Eu l-am pus să te jumulească de bani, eu l-am învățat. Așa, că m-am săturat. Ai înțeles? Doamne, 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 cu ce femeie stai? Dar până la urmă, ce a fost în capul meu? Ce a fost în capul meu să mă încurc cu asemenea om? Cum am putut să am încredere da, în tine? Da, de ce nu l-ai luat pe șeful lui? La ce l-ai luat pe ăsta? Pentru că ăsta, pe ăsta l-am manipulat de bani mai ușor de aia. Pe bune, dă de bani mai mulți, fiind șeful. L-am manipulat mai ușor pe el decât pe șeful mare. Și auzi, voi. Da, și eu am, că mi-a plăcut și mie, a plăcut și a fost o relație... Auzi, omule, știi ceva? Uite care e treaba. Divorțăm, îți iei boarfele și din casa asta tu pleci, nu eu, că tu ești vinovat. Ai înțeles? Punem punct și gata. Măi, Dragoș, tu ești sănătos? Spune la cap? Drag. Zi, tu ești sănătos la cap? Băi, eu consider că nu am greșit cu nimic față de tine, pentru că în timpul relației noastre... Nu ai greșit nimic cu nimic față de mine? Am avut de câștigat, dar am avut de câștigat de nevoie până la urmă. Ai înțeles? Pentru că aveam nevoie de bani, că n-aveam ce să fac cu 30 de milioane pe lună. Haide să-ți povestesc și ție și la toți oamenii tăi și ai mei, dacă tot am făcut meciul ăsta, că mama nu vrea să-l ierte pe tata, o să divorțeze. Am pierdut familia, am pierdut tot. Ce să mă... Vlad, închide-l, că ne-am făcut destul de râs. Păi și uite m-au ajutat banii tăi pe care... Da, viitorul dumneavoastră soț nu de aceea a plecat în străinătate? Ca să trimite bani acasă? Nu trimite bani? Ba da, trimite, doar că nu mi-ajungeau. Am și eu multe cheltuieli, nu mă pot încadra în banii pe care mi-i trimitea el. Și să fiu sincer, și eu am încercat, în fine, m-am dat la ea și până la urmă s-a prins, acum Ana. Te-ai dat la mine, e chestia că am acceptat eu și că eu am insistat cu toată relația asta, ce te-ai dat tu la mine? Da, da, adică chiar așa, adică n-am contat deloc. Dacă știam că ești așa de pămpălău, mă lipseam, serios. De ce ești supărat pe mine? Cum să nu fiu supărat pe tine, măi, mamă? Băi, mamă, mă, cum să știi de treaba asta și să nu spui nimic? Să știu. Să stai și să o coci așa în sinea ta, să suferi în fiecare pentru zi. Pentru tine, datorită ție am pun datorită atâta. Mie pentru da. Mine, adică pui pentru toată tine. Vina pe mine. Da. De ce? Cum din să cauza pun ta. Pe mine? Din cauza mea? Da, din cauza ta am rămas în căsnicia asta. Adică e numai vina mea, să înțeleg. L-am prins de mai multe ori, dar nu am vrut să suferi tu. Tu știi ce înseamnă să... fie părinții despărțiți. Mulți copii ajung să-și pună capăt zilelor, o iau pe căi greșite, se apucă de droguri și mi-a fost teamă, nu faci și tu așa ceva. Da, și mă, așa mă, cu ăsta mi-e teamă că ai văzut și tu că arăta și la televizor copii pe tren, pe... se aruncă la metrou, fac tot felul de tâmpenii de astea. Ce am, mamă? Nu m-am eu la metrou. Nu ce? M-am ai văzut ăla s-a curentat s-a, cu tâmpenii astea? Astea sunt niște prostii, mă, mamă. Distruge copiii și familie și tot, mă. Și iartă-mă că nu te respect, Pămpălă. Dar oricum nu mai fac parte din firma aia, că m-au dat afară tot din cauza ta. Ai înțeles? Am înțeles, dar au fost buni, au fost bune avantajele. Ai avut aventuri pe bandă rulantă, dar și acum aflu. Așa sunt bărbați. Așa sunt bărbați, ok, dar trebuia să-mi dau seama, frate, cât ești de pămpăloc, că tu nu știi să fii discret, nu știi să ai o relație cum trebuie. Nu mai intra pe niciun... Măi, mamă, lasă-mă cu asta. Dă-o încolo de treabă. Asta e o aplicație cât de cât nouă. Nu mai vorbi prostii. Tu ai stat în căsnicie cu tata prostii. Că e o aplicație și nu știu ce. Da! Ce? Tu ai stat cu el din motivele tale. Acum, ce din motivele mele? Ți-am zis că te protejezi pe tine. Că ajungeai, cine știe ce, ajungeai să furi, să dai în cap pentru bani. Deveneai sclavul banilor. Mie și așa, neapărat așa, ești mamă. Dependent. Nu vezi? Ce treabă are una cu alta? Nu știu ce implici tu lucrurile, le combini între ele, mă doare capul. Lasă-mă, mamă, că nu-i chiar așa. Ascultă-mă, termin o dată. Mi-ai cerut mie discreție, dar tu n-ai știut să oferi. Ți-am spus de nenumărate rânduri să avem grijă, să avem grijă unde și cum ne afișăm. Pe mine nu mă interesează acum, știi ce răspund? Chiar nu mă interesează. Îți vinzi rinichii, ficatul, creierii? Nu mă interesează ce faci. Pe mine mă șterge fitul de... Că altfel ai dat de naiba cu mine, îți promit. Dragii mei, eu acum mi-am distrus familia. Pentru niște vizualizări. Eu l-am filmat pe tata, am filmat-o pe mama. Am crezut că așa se fac banii. Am crezut că așa o să fiu și eu șmecher ca alții. Și mi-am distrus familia, eu cu mâna mea.
Să nu faceți ca mine, vă rog. Ceea ce facem noi aici, e o mare prostie. Ăsta e ultimul live pe care îl fac și nu faceți ca mine. La revedere. Să aveți grijă de voi. Omul este o ființă sociabilă care are nevoie să comunice cu semenii lui. Proverbul românesc, spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești, reflectă exact această realitate. Cu alte cuvinte, ar fi de preferat ca educația din familie să predomine asupra experiențelor străzii. Când nu se întâmplă astfel, copilul mai rebel, în prima fază, exemplul lui Vlad, devine produsul anturajului de prieteni. Și astfel, mai devreme sau mai târziu, este de așteptat să intre în conflicte iremediabile cu părinții. Drept urmare, educarea lui ar fi trebuit luată în serios de Dragoș. Dar, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Și destrămarea familiei va deveni inevitabilă. Povestește-mi, hai că ai început o relație și nu mi-ai spus prea multe despre ea. Păi da... Poate mă tare îndrăgostită, deci asta clar. Tu, acum că mă vezi pe mine, că vezi că sunt sora ei, e că... De ce, cumva vrei să propui tu vreun alt episod, nu? Sau care idee? Nu știu ce să mă fac cu tine. Deci, serios, ești atât de relaxat când situația este groaznică, oribilă. Ce ai tu de gând să faci acum? Bună întrebare. Având în vedere că nu i-ai spus Amaliei nimic. Ce vrei tu să faci acum? Eu vreau să scap, în primul rând, de această durere de cap. Ți-am spus, și tu și sora mea sunteți foarte creduli. Așteptați, stai un pic să-l cunoaștem mai bine. Nu, nu pot să cred că vorbești așa ceva. Deci e un tip super ok. Ai ceva împotriva? Da, pe evident. Înseamnă că încă mă iubești. Nu, nu, nu e vorba de iubire. Băi, te mai întreb o singură dată și ultima dată și uită-te în ochii mei. Tu ești sigură că nu mă mai iubești? Tu nu-ți dai seama prin ce trec eu, tu nu-ți dai seama ce simt eu, tu nu-ți dai seama că eu nu dorm noaptea, așa am atâtea gânduri și mă simt atât de prost cu toată situația asta, nici nu mai știu ce să fac!